Bună, dragilor, și bine ați venit la Izanagi Podcast! Eu sunt Antonia, directorul artistic al festivalului Izanagi Japanese Film Festival și gazda voastră în acest sezon. Aici, la Izanagi Podcast, ne propunem să aducem în fața comunității iubitoare de anime și Japonia oameni care ni s-au părut fascinanți prin dedicarea și contribuțiile lor în aceste domenii pe care le iubim cu toții. Dacă vă place podcastul nostru, nu uitați să dați like, subscribe, eventual să ne dați și un share și să le spuneți și prietenilor pasionați de Japonia despre noi. De asemenea, trebuie să le mulțumim partenerilor care au făcut acest podcast posibil. Mulțumim iStyle, partenerului nostru tehnologic, datorită căruia putem monta podcastul pe acest MacBook Air minunat. Pentru mai multe produse Apple îi puteți vizita în magazinele fizice sau pe iStyle.ro. Dacă vrei să înveți cum lucrează un artist manga sau ai vrut mereu să te apuci de desenat și nu ai de unde să începi, Intră pe și înscrie-te la cursul ei de manga pentru începători și avansați. Cât timp vizionați sau ascultați podcastul nostru, vă puteți bucura de mâncarea delicioasă de la Japanos, unde puteți găsi o varietate de mâncări japoneze. Pentru comenzi, vizitați japanos.ro de asemenea, le mulțumim celor de la Movster pentru tot ajutorul oferit încă de la festival și susținerea lor continuă. Pentru cele mai faine postere cu animeurile voastre preferate, intrați pe movster.ro. Dacă vă place ce vedeți în spatele nostru și va veni cheful să citiți niște manga, intrați pe cărturești.ro unde veți găsi o ofertă generoasă de manga și nu numai cu care să vă umpleți timpul liber. Cărturești este în prezent unul dintre cei mai mari furnizori de manga din România și am fost curios să aflăm cine este în spatele contului de Instagram Manga Cărturești. Așa am ajuns la Măriuca, PR manager pe partea de anime și manga. Am avut o discuție plină de pasiune despre manga și anime cu ea, despre cum funcționează lucrurile la Cărturești, cum a ajuns ea acolo. Am atins și câteva zone mai sensibile, precum sănătatea psihică, dar ne-am și distrat foarte mult. Când am fost eu la trecută la ochelari, simțeam că nu văd bine. Și mă gândeam, bă, mi-au crescut iar dioptriile și îmi spunea acolo, a, păi s-a rezolvat o chestie, mi a explicat acolo, n-am înțeles, uh, ești mai bine, asta e important, cred că de asta nu vezi. ah, da, păi okay. asta se întâmplă. și N-ai făcut nimic, dar e da. okay, bine. Thank you. Univers sau care mai vindecat, Da, o să mai citesc pentru niere câteva zile și o să fie iară. Kindle. Folosești Kindle mai mult decât. E, uh... fapt. Uh, basically stau numai pe ecrane, că dacă nu sunt pe Kindle, sunt pe telefon, dacă nu sunt pe telefon, sunt pe laptop. <laughs> Dar Kindle am observat că chiar face diferența. Și acum că, că am și lentilele diferite, le am pe astea care sunt de toată ziua, și sala de care se închid la lumină, nu știu mm -hmm. ce era. După alea cu care trebuie să stau la calculator și la citit, sunt alea cu super, super, super blue screen. Ah, da, da, da. Și lumină mai caldă ca să nu mi... și se simte așa seara când încep să citesc. Nu mai mă lasă migrenele pe la 12. Ca asta, asta mi-a dat, m-a alertat tot timpul avea migrene și am... Why? Și de la ochi. Da, pentru că tot timpul trebuie să se reconfigureze ochiul când trebuie da. să se forța prea mult. Da, da. Și ai simțit că a fost din ce în ce mai rău după ce ai început să lucrezi de acasă? Da. Da. Exact. E, te înțeleg. Când după ce am început eu să lucrez de acasă, că până atunci lucrasem la cărturești și după mi-am schimbat jobul și eram la calculator peste 8 ore din zi. Aveam și cursuri și nu știu ce și mama mă usturau ochii după o oră de stat la calculator. Da. Se făcut, yeah. făcuseră roșii și nu mai puteam să țin ochii deschiși nici dacă nu eram la calculator. -am, ok, poate trebuie să iau pauze. <laughs> poate trebuie să-mi schimb ochelarii. Începem și noi și noi să arătăm ca oamenii de la mapa săraci. <laughs> <laughs> da. Ok, voiam să, te, să începem așa de la început și să te întreb cum ai descoperit animeul. Simt că am fost, cum am fost crescută ca cititor din prima, a fost așa, cititor din fașă, la fel și cu animeurile. Da. Pentru că am crescut la țară, ceea ce e surprinzător, pentru că nu te gândești că la țară descoperi animeurile. Dar când ai doar TVR1 cu Sandy Bell. <laughs> a, deci la TVR1 a început. Da. Și după aia Candy Candy și când ajun... mă duceam în weekend la părinți la oraș, bineînțeles că erau desenele de sâmbătă dimineața și era Pokémon. Robin Hood, care ulterior am descoperit că era anime. Și bineînțeles, uh, tot așa pe TV1 îmi o adaptare de la Nils Holgenson, care da. e tot anime. Da, o știu și eu pe aceea. Și, uh, uh, bine, am început să le descoper mai de târziu. Da. Era și Heidi pe italieni. Și bineînțeles că le luam din fiecare parte. Cu, cu ce ocazie aveam și puteam să mă uit, aia era. Și după când am început școala, m-am mutat cu totul la oraș. Uh -huh. Și pentru că stăteam foarte mult singură, ca na, generația cu cheia de gât, <laughs> stăteam foarte mult pe turci și turcii dădeau Conan. După aia italienii începuseră să dea Digimon, Guru Guru, Pretty Cure, Dendorobo, <laughs> Habar n aveam de chestiile astea și nu știam că prindem canale turcești. Am aflat ieri că prindeam canale italiene. Deci, turcii, fran, francezii și germanii, după aia și italienii dădeau anime-uri în, în prostie. Așa am descoperit, inuia era pe germani. Și eram convinsă că inui așa era pisică până am învățat puțină germană. Și era, ah, hund e câine, mă scuzi. <laughs> Nu înțelegeam nimic, dar am văzut. Și tu, practic, atunci, mă rog, erai conștientă că te uiți la anime ori, sau erau doar niște desene pentru tine? Pe la Digimon am început să devin conștientă că e o diferență între Digimon și Pokémon și după nu aveam internet, dar ceva s-a internalizat și am stai că asta e diferit. Este ceva ce seamănă prea mult cu Sailor Moon și Sailor Moon era diferit de toate celelalte de tine. <laughs> <laughs> și apucat, nu să și până atunci să le auzi în uh, limba originală. Aba. Nu, nu. Deci, uh, în afară de faptul că puteai să auzi la Sailor Moon și la Car Capture Sakura uh, japoneza puțin în spate <laughs> și doamna oh. aceea care dubla totul cu aceeași voce. Da, da, da. <laughs> da, doar atâta. Și după aia, cred că abia. nici măcar în generală să zic. dar nu, în generală tot cu Digimon eram. Pe la liceu, când am început să ne băgăm toți internetul. Ah, ok. Atunci a tot a devenit mai clar. <laughs> tu ai prins Animax-ul? Da. Dar tot așa a început, undeva la sfârșit de general, început de liceu pentru mm -hmm. mine. Au oh, destul de târziu. Așa. Și, da, 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 nu pentru că, când sunt, că eram mică când era animax și eram cât <laughs> de mic erai? <laughs> da, așa am fost eu. Eram, cred că aveam mai puțin de 10 ani și mă uitam la mă uitam la Animax și eram, oh my god, what is this? It's amazing! Și, și mai târziu, mai pe seară, erau anime-uri mai etchi. Da, Oh my god, cum arată așa ceva la televizor? Era și Aixenu, Aixenu dădea Samurai 7. Uh -huh. Și tot am tot timpul târziu ca să-l văd, că îmi plăcea foarte mult. <laughs> și atunci am, ei, a fost, cred că, și prima oară când am început să devin super conștientă de vocile personajelor, pentru că personajul masculin principal avea vocea foarte similară cu al lui Ed din Full Metal și era... <gasps> De ce? <laughs> tu să știi că prima dată când realizezi asta te simți ca un semizeu așa, da, o oh, doamne, da. am recunoscut vocea acelui personaj. Da, chiar așa este. știu. Acum Și, nu mai, acum da. toți îl recunoaștem pe Nanami din prima. <laughs> e așa, e blood. <laughs> e foarte bine pentru că eu încă nu, nu pot să țin minte numele, nu pot să țin minte numele lor. Um, sunt doar. A, tipul ăsta e ăla care l-a făcut pe celălalt tip din anime. Tipul ăla, din desenul ăla. Da, exact, exact. Și te-ai uitat, ai continuat tot timpul să te uiți, a fost, ai avut un moment în care să te oprești și. Nu. Nu? tot timpul. Deci, dacă reușeam să găsesc o metodă prin care să mă uit și să iau extra, făceam asta. De asta că la un moment dat ne întrebați cineva cum era pe vremea voastră și nu știu, pe vremea noastră. <laughs> <laughs> și faptul că -a, era în perioada aia când abia băgați internetul, da. nu puteai să vezi, adică chiar și dacă voiai să downloadezi, n-aveai de unde. <laughs> da, așa e. Pentru că erau tipurile alea de internet în care dacă aveai mai puțin internet, abia îți încărcai o poză. <laughs> Mă duceam la prietena mea cea mai bună și ne logam pe dial la o oră ca să intrăm pe divai să ne uităm la poze cu Naruto. No. Fără să fim văzut Naruto, dar aflasem de Naruto și ne plăcea foarte mult de Sasuke. Cine n-a avut un crash așa pentru Sasuke? Da. Fără să uite la Naruto. Și după aia l-am descoperit pe Kakashi. Yeah, girl. Și era un forum de anime și acolo și eu și o colegă de liceu erau oameni care aveau netul mai bun uh -huh. și vindeau DVD-uri pentru că de downloadau uh, anime-uri și Stranger Danger, ce e aia? Nu există. <laughs> și știu că ea pur și simplu s-a întâlnit cu cineva live la Mac. Iar eu i-am dat, îi trimeteam cu... Nu știu cine e persoana asta, dacă asculti, ești pe undeva. <laughs> it was me, Îi trimiteam 30 de lei de echivalentul pe atunci, pe cont și îmi trimitea acasă de uri Wow. Da, și așa am, am, primit, cred că primul batch a fost Full Metal. Uh, full Metal alchimist și nu știam despre ce e vorba, adică chiar și când am, eram la ora de IT la școală căutasem și eram convinsă că trebuie să fie ceva gen Full Metal Panic. Pentru da. că îl văzusem pe Ed și eram, ah, ok, tot roboți. Pe pe Alfons. Da, da, da. Și, și au și numele foarte similare. Da, și eu le exact. Și foarte multă vreme. Și era uh, Magister Negi Magi. E, e un anime cu un puștulică super deștept care ajunge să fie, are vreo 11 ani și să fie profesor la o școală de fete cu okay. care trebuie să facă un fel de magical card to power up cu fiecare dintre ele. Şi, era e foarte bun serialul și manga. E, e harem, evident, dar e un mm. harem ok. Ok. Nu e dubios. că am continuat cu el până s-a terminat și am zis, ah, oh, that's so nice. <laughs> uh, Naruto, bineînțeles, a fost. În sfârșit. Da. Era, aveam epi, Până la episoadele cu examenul de tuning, Atât. Mm. atât a ieșit. Și astea sunt singurile pe care mi le amintesc. Și bineînțeles a fost și green-green. Cine știe, știe. Eu nu știu. Ce-am pierdut? Este așa la limită între Eci și hentai. Ok. <laughs> Câți ani aveai? <laughs> 14. <laughs> Dar Povestea e bună, Tot, totul se întâmplă în ultimul episod Deci până la ultimul episod nu-i nimic uh -huh. Și de, chiar țin minte că trimis, am ajuns la ultimul episod înaintea prietenei mele Și eram de la uh, minutul cu tare Și când a țipat în telefon <laughs> În momentul <laughs> când a dat la minutul Și era, te urăsc <laughs> De deci ce trebuie să-mi faci asta? <laughs> eram, și Elf în Și Elf -Lid a fost una din ele dar restul nu le mai țin minte exact. Mm -hmm. Nu, Onegai Twins. Am auzit de el. Era Onegai Teacher a fost primul sezon și Onegai Twins al doilea. Da. Și ajung ei să locuiască, că nu se știe care dintre fete e, de fapt, sora lui Geamănă și locuiesc toți trei. Mm -hmm. Dar astea au fost. Și după aia am început și noi să avem internet mai bun și mi-am virusat calculatorul încercând să mă uit la blackjack. <laughs> Da, uh, chiar a fost o perioadă în care tot descărcam și eu și mă întrebam, bă, de ce nu mai merge calculatorul? Ce se întâmplă? Oare? Mm. Poate nu e ok să descarci animei legal de pe site-ul dubioase? Și Pretear la fel. Cred că Pretear și Black Cat mi-au mi distrus calculatorul. Pretear era foarte bun. Da. Încă, Încă am rămas cu câteva melodii pe care le-am strâns de-a lungul anilor. Niciodată n-am șters spaiul ăla cu muzică. Și eu mai am, și eu mai am de atunci. De de gen, la modul că am melodii, dar nu mai știu din ce anime-uri erau. Dar le, le știi așa, e, e, deep inside, da, le da. știi pe toate. <laughs> Sunt curioasă, la vârsta aia ai văzut, cred că tot pe atunci am văzut și eu Elf Lead. Lid. Cum, cum ți s-a părut? Mi-a plăcut, surprinzător, Pentru că, de exemplu, acum eu nu pot să citesc Ceva care ține de body horror Sau any horror da. Adică eu și Junji Ito nu suntem prieteni <laughs> Dar ceva la Elf Lit, Poate unde a fost și prima uh -huh. Și povestea în sine Și eram wow Știu că tot timpul mă uitam așa cu puțin Dacă să nu intre mama în cameră Da, da, da <laughs> Era așa, tot timpul mă uitam în alertă <laughs> să fiu pregătită să like, închid din prima. mi amintești -am că atunci când era mică aveam calculatorul în camera părinților și când mă uitam la anime mă duceam la ei și făceam chestia asta, dacă erau anime-uri sau foarte horror, făceam, când ajungea la părțile alea, făceam um, mic, mic, da, eu, super, super mic și stăteam așa deasupra și mă uitam și am... Ok. Doamne, de straga! Așa, am înveți survival skills. Nu faceți așa. Eu am avut norocul că tot timpul am avut camera mea. <laughs> Și mama a fost genul care niciodată nu mi-a impus. Cu toate singurul lucru pe care mi-l împunea era ok, poți să schimbi programul acum după ce se termina, nu e așa. Era, încă este... că ai mori, încă cântă. <laughs> Chiar trebuie. Cum să dai skip la ending? Da, m-a lăsat, a lăsat tot timpul, adică chiar am găsit, mi-am cronologizat toată camera, pentru că în fiecare perioadă din viața mea se observă diferență și am o perioadă în care pur și simplu toți pereții sunt cu poze și postere și cu chestii desenate și așa tot. Wow. Și am uitat să, și am zis că o să aduc în liceu. Una din prietenele mele cele mai bune, Uh, era o chestie să, o, în revista liceului să scrii despre noi, despre cineva din liceu nu știu, și a scris un interviu, un, un, mic text despre mine și era acolo că îi plac anime că nu știu ce <laughs> <laughs> și că face și că trece <laughs> și că o să ajungă departe și am găsit acolo, de curând eram amândouă oh că... <laughs> my De ce ai postat așa ceva în revista liceului? <laughs> Da, îmi place că you owned it. Era da. ea, un sunt fan anime hardcore, nu-mi pasă ce credeți. Și că la un moment dat era întrebarea, dai, te-ai și la altceva și știu că se termină textul cu, dar bineînțeles, toată lumea s-a uitat la testoasele nișa. <laughs> nu știu de ce fix se stase Îmi plac se stase în să recunosc. Ala, ala vechi, -o, că aveau art style-ul foarte... Și, știu, sezonul, și se, serialul nou e, bun, dar primele da? sezoane. Ok. Primele sezoane sunt foarte... După aia au dus în prea mult, au, bă, au plăcat prea mult plot. La acestea se mm -hmm. nici, nu ai nevoie de plot. <laughs> Eu nu pot să trec peste felul în care arată acum, că sunt foarte CGI, atașată așa? de cum era, no. da, da. Uh, și aveai prieteni cu care... Ai spus că aveai o prietenă cu care împărtășeai... Uh... Da, uh, prima, uh, prima, mea, prietena mea cea mai bună, înainte să intru la liceu, ne-am un prieten prin Harry Potter. <laughs> Auzi, am, am, fost noi la o excursie într-o, la o mănăstire și auzeam așa undeva în spate că vorbea cineva despre Harry Potter și, sa, uh, uh, și am, ok, cine e persoana aia trebuie să o cunosc. la biserică. <laughs> și ne-am prietenit și am descoperit că locuim și în același cartier și am, perfect. I have friends now. <laughs> Și bineînțeles că după aia am descoperit pe lângă Harry Potter că aveam în plus, că ne, ne plăceam la amândouă să ne uităm la Digimon, la Pokémon și așa, e bine. Și după aia am intrat la liceu și la fel a fost altcineva cu antena foarte, că mm -hmm. îi povesteam unei colege că mă uitam la Jean Kamikaze Kaito și altă colegă care era în partea cealaltă de clasă a fost, <laughs> aud lucruri, <laughs> a stat, a ascultat, nu știu ce și în momentul acesta încă suntem toate trei prietene. Ce frumos! Cea cu antena este tot la Cărturești, <laughs> până Monica. <laughs> și uh, am rămas tot cu animeuri și cu manga. Să <laughs> știi că fanii anime au așa, au așa un radar, dacă nu, a, nu, aud nimic altceva, dacă aud cuvântul anime sau ceva legat de anime sau ceva E yeah. în it. da. forță deodată totul. <laughs> Așa mi-am cunoscut eu în liceu cea mai bună prietenă. Uh, eram în microbus, făceam naveta și n-aveam prieteni care, mă rog, să uitau la anime și spunea uh, da, uite, v-am să arăt anime ăsta, nu știu ce. Și tipul care vorbea nu era deloc interesată. Eu am, what? Și nu m-am dus să vorbesc cu ea. Be pentru friend. <laughs> Da. Și nu m-am dus prima dată la ea, dar uh, am zis, bă, dacă mai văd o dată, mă duc și vorbesc cu ea. Și a doua oară s-a întâmplat să în picioare fix lângă mine și m-am întors la ea și am... Te uiți la nimeni? Și <laughs> am rămas prietene și acum. Așa se întâmplă de fiecare dată. <laughs> e doar antena care se activează la momentul potrivit. Da, exact. Uh, spune ce ai făcut, uh, ce profil ai avut la te gândeai să, nu știu, atunci presupun că nu te gândeai cu să ai în viitor vreun job care să aibă o legătură cu... Eu tot timpul am zis eu să scriu. de a și acolo. Și când am terminat liceul, eram și eu și prietena mea cea mai bună, eram ok. Ea e cu un an mai mic decât mine și eram o să dau la Cluj la engleză japoneză. Am dat problema că intrasem la cu taxă și în momentul ăla nu-mi permiteam. Mm -hmm. Iar la, în Constanța am intrat la engleză germană și am fain, o să rămân în Constanța, fac engleză germană, aia e numai. Ea a reușit să intre la engleză japoneză și a rămas în Cluj, încă mm -hmm. e acolo și an mai târziu. Și după ce am terminat facultatea. Mm -hmm. Am continuat, am făcut și un curs de japoneză în același timp, că avem un centru în care poți să faci cursuri. În momentul ăsta abia mai știu să citesc. Terminasem cu 10, dar cum este normal dacă nu faci da, practică WITS? Tot aproape. Cât de departe ai ajuns cu studiul japonezei atunci? Învățasem doar câțiva kanji și atât. Mm -hmm. Trebuia să merg în următorul, dar uh, germana mă termina. Uh, în momentul ăsta pot să zic că nici germană, Nu mai știu mult <laughs> Se întâmplă Am făcut franceză 10 ani, nimic nu mai știu Serios? Da, din generală până Mă rog, la sfârșitul liceului și nu s-a prins dar Pot să înțeleg Dar nu pot să vorbesc nu? Da. 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 E, e chestia asta că e de practică, Adică uh, Poți să înțelegi dar uh -huh. când e, Sau vorbești în momentul în care nu te aștepți Da <laughs> Că am avut și eu un moment Eu Toată viața mea, cred că am fost librar, cu o singură pauză la facultate. Și lucram, primul meu job a fost part-time uh, pe faleză la un cor de cărți. Și bineînțeles că toată lumea, toți, uh, turiștii, treceau pe acolo uh -huh. și trebuia să le zici. La un moment dat, o colegă era scetată, de ce vorbeai cu domnul ăla în italiană? Păi, zic că m-a întrebat lucruri da, dar era spaniol. Și <laughs> scuze! <"Of>, <laughs> Dar m-a înțeles, se pare, că nu l-a deranjat. te de vorbea și el italian. Da, adică a fost... Uh, N-a fost nicio problemă. Și o singură dată a venit un francez și i-am dat toate indicațiile, stânga, dreapta, eu pe acolo, știi, și la sfârșit eram cu... Wow. Câte limbi, știi? Uh, sunt ok cu francez, adică pot să înțeleg și în pinci, mm -hmm. pot să vorbesc. Am făcut germana și la fel înțeleg și la fel în pinci, pot să mm -hmm. mă descurc cu ea. Italiană și spaniolă, pentru că italian am văzut toate anime pe italieni și automat am învățat-o. Mm -hmm. Spaniolă, sunt într-o casă cu oameni în vârstă care s-au uitat la foarte multe telenovele. <laughs> evident, am internalizat spaniola mm -hmm. foarte ușor. Oh, da, ai... mă rog, ai, ai înclinație spre asta de vreme ce le prins așa de ușor. Da, și... Asta, engleza, am fost tot timpul engleză, din clasa 5 am fost tot timpul de, clasă de specială mm -hmm. de engleză, după aia facultate engleză, master da, engleză. Da, da, da. Uh, basically, în momentul ăsta încercam să-i explic lui o odată, zic, problema e că ni s-a băgat atât de mult în cap, nu gândi propoziția în română, gândește în engleză, e că da. și acum, instant, când vreau să vorbesc, gândesc tot în engleză și, eram, ah, it, trebuie să vorbesc în română, stai, face da, traducere da, da. invers este foarte greu imaginez având atâta limbi în cap să, să, poți să te concentrezi doar pe una. Da. Plus că la noi se mai întâmplă așa, mai încep cu să va, ce mai faci? <laughs> Sau what? Da, da, da. Și se combina așa, că într-o propoziție ajungi în mai multe limbi. Ești ca, cum era, e ca Timotișeala mea în Colmei Bayern <laughs> cu părinții lui. Da. Inițial eram, oh, ce pretențioși și după asta, mă, că și noi vorbim Uuuh. la fel. Da, da, da. Ce film frumos. Da. Oh, L-ai <laughs> menționat deja de două ore. Ești da. mare fan. Nu chiar, dar îmi place foarte mult de el. Mm -hmm. <laughs> are așa... Nu l urmăresc în mod deosebit pe Timothy, dar are așa un, un flair foarte... Da. He's chill. Cred că asta e partea principală. Am fost cu mama, cu mama am fost la Micuțele Doamne și chiar eram curioasă cum o să-i placă și tot filmul era. Fai da' ce drăguț. Nu poți să te abții. Nici nu știu dacă s a concentrat la film. Frumusele. Păi nu pentru asta se duc oamenii la Micuțele Doamne. Și la Dune acum. Pentru el am fost, nu? Pentru Zendaya. Mm. Nu, 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 pentru Jason Isaac. pentru toți, știi cineva ce s-a întâmplat în Dune? Nu. Știm ce făceau personaje, da. Da. Am citit cea mai bună glumă a unei colegi a venit când a trebuit să mergem la Dune și colegul meu era, las că povestesc eu totul, că știu că tu nu... Așa. Și am, am citit Dune la 14 ani, ok. <laughs> și colega de lângă mine, without missing a beat, e, la bătrânețe s-a prostit la asta. Că bineînțeles, după ce am citit, am intrat în high fantasy, nu știu ce, acum 2020 a zis, nu putem să ne concentrăm atât de departe. Uh, hai, citim niște prigetă, niște rom -com. We need to chill. Da, da. Așa e. Um, da, revenind la discuția noastră, că am ajuns la Timothy, um, da, nu-ți uh, spune că ai fost pe faleză la. Da, așa. Uh, ai și fost librar de mic. Am fost librar de mic. Am lucrat. Noi avem în uh, Constanța două librării cătrăreștiu și o librărie independentă. La ei am început da. ca librar sezonier, pentru că la noi a existat o singură regulă. Cât ești la școală, nu lucrezi. Uh -huh. Și lucram doar în vacanțe, pentru că simțeam că. Nu vreau să irosesc timpul. <laughs> Și după aia, după ce am terminat facultatea, am zis merg la master la București, cu toate că fugisem de București până atunci. Se părea așa prea mare, prea zgomotos. Și te-ai gândit să te duci din Constanța tocmai la Cluj, că acolo ai vrut să te duci prima dată. Da, wow. dar mi-era frică de București să mă duc. <laughs> 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 Și din nou am făcut masterul de cursuri. Wow, stai! Studii Culturale Britanice. Ah, ok. A, ah, la FLLS. Da, 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 da. Eram fix lângă, lângă Verona. Da. În fiecare zi eram acolo după cursuri. Și <laughs> am avut așa o combinație foarte... Dizertația mea era pe mituri irlandeze, proful meu era scoțian. Domnul James? Da, cu domnul Brown. Am făcut și eu cu el. Ea, era proful meu preferat. Și soția lui, doamna Brown, doamne, sunt niște dulce amândoi. Da. Și a fost foarte liniștită. Mm -hmm. De-aia, cred că de-aia îmi plăcea foarte mult. Dacă cineva este prea animat, da. eu nu pot să mă concentrez. Da. La cursuri. Da. Și îmi place când e cineva pe tonalitate așa. Da, vorbiți. <laughs> și tot așa, n-am lucrat la master, am lucrat, de fapt, mint. Am lucrat în cel mai weird job posibil, pentru că am încercat la mai multe și m-au chemat o echipă la... Like, ok, pot să lucrez pentru Dinamo și eram... Pentru Dinamo? N-am nimic mai bun în momentul ăsta, așa că hai! și am ajuns, toamne, când am căutat ca să ajung la interviu ăla și mă ajunsesem la un cap de linie de metro, deși se metrou afară, eram <laughs> în câmp... <laughs> Și am o să găsesc eu unde o să lucrez. Până la urmă am reușit să ajung acolo. Lucra... Eram doar eu și numai moldoveni băieți. și ei erau colegii mei de echipă și printam bilete și vindeam la stadionul Dinamo. Nu mi te imaginez deloc acolo. Exact, pentru că nu sunt persoana la care te aștepți când deschizi ferestrui. Că până ziua aveți un bilet la... Că până și erau da? Unde ați dorit? Erau puține așa dar peste cap de faptul că începeam cu bună ziua, da, bineînțeles, vă mulțumesc da, cu zi da, bună. Da, da. mult bacșiș, fiind singura fată. I'm sorry. Hm? So funny. Și oh. deci era partea, deci era un job foarte bun în primul rând pentru că dacă lucram în ziua aia, că lucram trei ore cât vindeam biletele alea, făceam 100 de lei și eram anul mai. Nice! Da. Și băieții au avut tot timpul grijă de mine, asta am apreciat, erau la... Like, asta e, avem <laughs> aici să avem grijă, avem grijă de tine, ești fine Și am terminat, știu, nu putem să rămân la Dinamo. Și a zis, ok, mă duc acasă o vreme. Și culmea, când depusesem la Cărtul, când eram în bucurești. am ajuns acasă și cred că la o săptămână, două, după ce am ajuns acasă, m-au sunat că aveau CV-ul meu, deși nu pusesem la Cărtul în Constanța și am zis, yeah! Dar habar n-aveau, că... Ești Constanța în momentul ăla. Da, da, da. A fost o... Probabil, având în vedere că mi au văzut CV-ul că sunt constanțeancă și da. când s-a a căutat cefa mea uh, din vechile CV-uri intrate pe rețea mm -hmm. a, ok, uite, un constanțean, hai să vedem, e prin Constanța sau nu e prin Constanța și m-a găsit în Constanța. și mă a ajut. Doar că pe atunci nu, nu exista manga la cărtură, Acum cât timp era asta? 8 ani. 8 ani. Wow. Da. Era, a fost pe sistem, mă duc acasă câteva luni. Și am rămas opt ani. Și am rămas 8 ani. Ești unul dintre dinozauri, așa cum le spuneam eu când am intrat în Ești Oamenii care erau de peste 2-3 ani acolo erau dinozauri pentru noi. Așa mi se părea și mie colega cu care începusem. Că sunt de 7 ani și eram, wow, cum să fie într-un loc de 7 Olivia cumva? Ai lucrat cu a, Olivia? Eu am venit în locul Oliviei. Ah, da. ok. Am venit în locul ei, sort of, uh -huh. Și lucram cu Anda și cu Trago și nu știu dacă ei prins. Noi am prins, nu? Bine, erau, ei sunt uh, contemporani cu Olivia, că au început toți trei în același timp. Doar că Olivia a venit aici și ei m-au preluat pe mine. M-am bucurat eu de Olivia, în locul da. tău. Ne-am întâlnit de atât de, atâtea, de puține ori, dar în același timp, o știu. <laughs> că sunt, sunt, am fost în locul și am făcut am făcut și la ceinărie, am făcut și ceai, uh, le-am făcut pe toate în... Uh, uh -huh. Că ea era uh, cu ceinărie. Da. Um, acum nu mai este ceinărie în... Nu, cred că au închis pe cam peste tot ceinărie. Da. Chiar și în Verona, nu? Da. Da, acum câțiva ani parcă doar acolo mai era... Da, da mă rog, și caroselul. Și zic? caruselul, da. Da. Da, dar n-am pucat niciodată să merg la carusel la... Eu cred că am fost odată, dar n-am urcat. Mm -hmm. Că am fost la carusel, am venit când am fost cu Micono. A, ah, trebuie să ne povestești despre experiențele alea. Am, când eram în facultate, am mers la Otaku Fest. Și m-am amuzat atât de tare, pentru că țin minte că făcuseră un fel de versiune de made cafe, dar cu băieți. Butler și, Cafe. Și, eram cu colega, hai mergem și noi. <laughs> N-am putut să stau serioasă deloc. I could not keep a straight face. Pentru că, bless his heart, a încercat. <laughs> și eram like, putem să plecăm, te rog. <laughs> oh. I am delusional, dar nici atât. <laughs> Și a fost așa prima experiență cu cosplay și toți. Ah. Și Comiconul, când a fost, eram tot la facultate și eram la master la București. Și țin minte că era înainte să-mi intru bursele și toate alea și nu aveam bani să mergem. Uh -huh. ah, nu știu dacă putem să mergem, nu știu. Și cred că m-am dus la AFI și am găsit 50 de lei pe jos. <laughs> <laughs> și am fost așa, the gods provide. <laughs> Și am fost la Comic-Con. <laughs> Chiar, chiar a fost o mână așa care ți-a dat. There you go. Da, 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 a zis, pentru tine, e ok. Vrem să fie acolo, du-te. Și cum a fost la comic -un? Cum a fost prima experiență cu comic -un? Foarte tare. Am fost la băiatul ăla care îl juca pe Loras în, în ah, Game a... of Thrones. Că, era prima oară când veneau și actori. Serios? Da. Wow. Știu că mi-am luat postere, mi l-am pus pe națul, pe perete. <laughs> uh, pe Zero și pe Caname, am venit așa cu brațele pline de postere și eram în sfârșit. Ai fi legit. Și la următorul Comic Con am fost ca să lucrez. Pentru că deja mă angajasem și era, oh, o, să fim la Comic Con și vrei să vin? Și am, da. Oh, yes, please. Oh, A, simțeam așa că era bătaia atunci cine merge la Comic Con. Da. Eu, eu n-am putut să merg niciodată, că eram prea nou, nu aveam experiență cu standurile, dar uh, mă duceam, <laughs> mă duceam să vizite și -am. Ce mai faceți? Spor la muncă, ha! Da, era. Chiar dacă e muncă așa, știi, tot timpul în energia aia constantă. De om. da. Mai trece câte un actor pe tine și le like, oh my god, <laughs> Jason <mă> Momoa! <mouă. laughs> E. e într-adevăr superbă experiența. Da. Și... Chit că, chid că. Ești acolo te cu hot dogulat pe fugă. Și um, la cât timp a apărut manga? Um... Încercam să-mi amintesc, pentru că a fost așa o, o chestie treptată. Era foarte mult. Era mai multă manga în București tot timpul. Da. Și prin țară, prin provincie, mai găseai așa câte un volum pierdut. <laughs> și la probabil era oie. <laughs> nu, culmea. Și chiar încercam să-mi amintesc. Poate păi, ce-am avut noi prima dată? Că nu puteam să-mi amintesc. Nici nu, -ni, până acum nu, nu pot să zic exact ce-am avut. Și când a început comic am deschis și noi fandom-ul mm -hmm. și atunci a fost prima oară când chiar găseai într-un singur loc și mai era Anthony Frostu, care cred că și ei aduceau. Da. Care acum e la noi, domnul. <laughs> și tot așa mai găseam pe acolo și mă duceam și stăteam să citesc și să văd ce pot să-mi iau. Și treptat, treptat, parcă a fost așa deodată, nu aveam și după aia tot am avut de toate. Da, da. E, a fost așa Blink and you miss it. <laughs> Să știi că n -ă... ți -mi minte că atunci când lucram eu era un draft foarte, foarte micuț cu da. manga. Și... Mai găsați-o pasă! Da. <laughs> <laughs> și era așa câte un volum random dintr-o serie sau primul volum dintr-o serie și veneau oamenii întreba, aveți manga, se cea acolo? Atât, ok și am avut o perioadă de pauză la cărți și când m-am întors nu mai aveam loc, nu știam unde să mai pun manga, tot venea și nu trebuia să schimbăm toate rafturile. Acum sunt pereți. Da. La fiecare librărie. Și ce mă bucură chestia da. asta. Este superb. Intri așa și mai intră câte un copil care probabil n-a ajuns de multă vreme și a așa vrea să așa că stă. Are un moment. Uh. Cu peretele. Da cred că ce, ce, mai mult îmi plăceau uh, copiii sau oamenii care veneau și se vedea așa că nu aveau mari speranțe. Erau, aveți, aveți, cumva, știți, nu știu dacă știți despre asta, aveți cumva manga? Um, yes, my dear, hai să, arăt. Hai să... Și era acolo. <gasps> e, yeah, era super. E momentul ăla și pentru ei. Și după aia vine părintele, da, sunt cu desene, mama. <laughs> da. <laughs> Ești. Vă rog, nu mă răniți. <laughs> Și acum tu ai fost librar mare parte din timp. Cum ai ajuns să te ocupi de... Spune-ne de fapt mai întâi ce faci tu acum la Cărturești. Acum sunt în echipa de PR și marketing. Ok. Și basically eu mă ocup de uh, full-time de, de Cărturești Manga. Uh -huh. Sunt și pe TikTok. Uh -huh. Mai sunt din când în când și pe Cărturești Oficial. Mă mai ocup și de festivaluri, cum a fost cu voi. <laughs> și Mulțumim. cu Bad Unicorn. Mhm. Uh -huh. Și încet, încet așa. Încă sunt baby. Adică am trecut de la librar se, senior slash star la baby PR marketing. <laughs> și e așa un moment de în care nici eu nu știu exact unde să mă împart prima dată și ce fac exact. Dar un lucru știu sigur, <laughs> eu sunt pe partea de manga. <laughs> Dar a fost așa o, o snowball effect. Mm -hmm. Pentru că, cu, cum am crescut foarte mult cu manga peste tot în librării și în București și în provincie. Începuseră la un moment dat că, na, unde pui cutare, unde pui cutare, 12 plus, 13 plus, da. 16 plus, 16 plus, sunt țiplate, sunt <laughs> nețiplate. Și într-o zi m-am gândit ce o să fac un manual. <laughs> Bine că era, cred că a fost așa un fel de mai Netflix special pentru librării. <laughs> 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 pentru că niciuna din uh, descrieri, n-a fost serioasă. Era așa, Naruto, stai să-ți despre ce Naruto, de ce e ți plată? Let me tell you. Și oarecum, cred că cu asta m-au observat prima dată și era, ok, cineva care știe, știe. Da. I mean, ai, ai o cultură foarte bogată în privința animeurilor și ai menționat foarte, nu, foarte multe pe care nici eu nu le știu. Ah, I have no life, basically. <laughs> Asta a fost o singură chestie. Când am zis că am fost echipa, generația cu cheia de gât, aia am fost. Pentru că, de exemplu, facem așa un backtrack. Mm -hmm. În liceu i-am locuit singură. Pentru că mama lucra în alt oraș, venea o dată pe lună, așa, ce up on me. Norocul ei a avut un copil introvert din prima. Vecinii habar n-aveau că eram acasă de cele mai multe ori. <laughs> Și tot ce făceam eu... Era să citesc, să desenez, să mă uit la anime și să scriu. Ce viață boie, mă! Sunt puțin geloasă. Veneam, adică, veneam din seara și știam că la, imediat după ce veneam și închideam cheile și sus și jos, pentru că eram cursuri de după-amiază, nu știu de ce ai pune prima și primul, clasa nouă, abia când ne descoperim da. și noi seara. Și știam că aveam Shaman King. <laughs> <laughs> și mă uitam la Shaman King și după aia era, nu așa? Că atunci începea anima, anime, ani anima, plus? Anima, a, Animax și după aia plus, A+. Plus, a plus, da. Au apăsat. Și alea erau seriile mele. Stăteam și mă uitam și școală, anime, școală, anime. Ce frumos! Și s-au -au cum, cumulat foarte multe. M-a mm -hmm. lovit așa o nostalgie. Doamne, ce aș vrea să mă întorc în perioada în care mă duceam la școală Vedeam acasă, mă uitam la anime-uri până adorme. Și yeah. doar, doar, asta era da. viața ta, pentru că nu era nicio... Trebuie să te duci, să ai un serviciu. Da. Hai să zicem să mai faci mâncare din când în când. Nu poți să te uiți la anime și te întreb, că nu o să pot să mănânc și eu ramen. Și după aia îți mănânci numai ramen, că ești la facultate. How the tables have turned. Da. Și uh, cum a fost tranziția de la librar la PR? A fost, din nou, blink and you miss it, pentru că a fost asta. După aia era, n-ai vrea să ții și unul din cursurile de la școala librarilor și să-l țin împreună cu colega care este la comics. Uh, poți să ne explici mai întâi ce este școala librarilor? Școala librarilor este o școală... Prima, uh, înainte era nu era online, acum este online, uh, dar era mai mult pentru cei din București și odată ce ne-am dus toți pe online în 2020, era la. a, ah, ok, putem să facem cu toți librarii. Mm -hmm. În care basically te bagă pe părțile care nu țin de liber, ca să știi ce se întâmplă în spate, mm -hmm. pe partea de achiziții, partea de dacă vrei să mai știi mai multe despre vinuri, <laughs> Ca să vine cineva, care e Ce e cu vinul ăsta? Ce nu, cum ne vin accesorile, accesoriile? De unde vin? Ce, fiecare chichiță de asta care nu ne gândim la ele ca și librari, da. că partea noastră de librari e, ești cu clientul, asta este... Aranjezi librăria. Nu, exact. Nu ai întotdeauna backstory-ul fiecărui produs pe care l-ai și cum ajunge el acolo în librărie. Da. Deși clienții te întreabă și e puțin nou acordat atunci când nu... Da, 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 sau dacă ești cam care habanare de vinuri și de da, ia da. cu... de la cutare... <laughs> care e secul, care e dulce, nu știu. Eu nu știu vinul, e ok. Da. Și în același timp unde s-a văzut și, și, nevoia asta să știe mai bine librarii ce, cu ce se mănâncă manga, basically, mm -hmm. și comics, a zis, ok, facem un curs în care să fie și comics, și manga, și uh, să-l țină fetele. Și am, da, ok. <laughs> Mama tot timpul și-a dorit să mă fac profesor. Se pare că e momentul <laughs> să facem acest pas. Și încălținem. Am făcut uh, sezonul de toamnă anul trecut, și acum suntem uh, în sezonul de primăvară, și îl facem pe zoom. Și basically e mai mult. Istorie, cum am ajuns aici, preconcepții, mm -hmm. genurile, vârstele, la ce să fim atenți, ce este ok, da. recomandări. Da. Și suntem așa puțin mai mult pe partea asta de. Nu mai spuneți că sunt cărți cu poze! <laughs> Că bineînțeles, și din librari să seama că nu, nu vin toți librarii cu deschiderea asta, Ah, manga ta, Da. viața da. mea. Chiar voiam să te întreb cum sunt primite de cei care, care nu au neapărat o pasiune față de ele. Indiferenți, în da? mod normal. Și mai sunt așa, este indiferența. După aia, ok, aș putea să citesc una, două, să văd cum este. Uh -huh. După aia, cei care -și și amintesc de când se uitau la Sailor Moon și era, ah, stai că știu, știu și eu ceva. Și după aia încep așa ăștia care sunt, uh, au mai văzut, știu cu ce se mănâncă, uh, au mai văzut un film, am mai văzut un serial, uh, mai sunt pe Netflix și ei acum și bineînțeles cei care sunt hardcore. Da, da. <laughs> eu am avut noroc că uh, cât am fost librar, pe, eram așa câte unul pe tură, eram eu pe tură și colegul meu pe cealaltă tură și când întâlneam amândoi, era, basically era, știi Jujutsu Kaisen? Da, da. Eram Yuji Shinobara împărțind aceeași brain cell, și cealaltă colegă Megumi care era, oh, doamne, de ce să fiu cu voi? Ah, I love this. E, am, am avut într-o seară în care pur și simplu eram noi doi și era. hai să vedem cine recunoaște cel mai repede un opening. <risks> și eram amândoi acolo, țipam în telefon că eram, nu, e gul, Ghoul, Tokyo gul Ghou, Ghou. și asta stătea într-o parte de casă Putem era, puteți acasă, vă rog? <hesitation> da, da putem, putem, fi puțin tiring pentru da. ceilalți oameni, but... Dar în același timp o apreciez că de fiecare dată când știe că îmi place ceva sau vede ceva, am trimite și am like, oh, no. care în același timp. <laughs> Thank you. You hate it, but you also love me, so apreciez. That's sweet. Când te, te, te accept așa cum ești mai energizat prea mult pe partea de... <laughs> da, ok. <laughs> Mi-am mintit că am, aveam și o colegă, Cătălina Drăguțescu, nu știu dacă ai cunoscut-o, a fost în Promenada și acum este în Brașov și ea tot așa, singura, sper că nu omit pe nimeni, uh, era pe cealaltă tură, singura fană anime și, mamă, când o vedeam era, ah, my sister Cătă, în sfârșit ești cu mine pe tură. Hai să-ți ce la manga sau ea. Hai să-ți arăt ce am găsit în manga asta. Și încercea și... să faci toată informația într da, tură da, de da, 12 da, da. <laughs> da, pur și simplu simțeam foarte aproape pentru că știam că se uită la anime-uri și... <laughs> um, ce vremuri. Um, ah, da. Și după aia. <laughs> uh, pentru că, într-un fel, îmi păienjenisem ăsta instagram de... Că vivo cu content de manga. Era, nu vrei tu un outlet <laughs> în care să se întâmple asta, și să ai și un partener, și să faci doar partea asta, și să puneți ce vreți voi. Și eram, oh, yes, thank you! <laughs> chiar, chiar, da. Și uh, cum era discuția că n-am, îmi închisesem toată social media mm -hmm. și eram doar pe social media de librărie și a mea nu era. În același timp stăteam foarte mult și scrollam, eram așa, doom scrolling și observam cum se fac rilurile, ajunsesem pe toate paginile. Și când am intrat înapoi în librărie, după ce am fost toți închiși, da. eram, oh, ăsta e momentul meu. <laughs> <laughs> și postam și reel și astea și erau toți, dar cum faci asta? Le am stat foarte mult pe internet. A, da, voiam să te întreb și legat de asta, că sunt foarte calitative postările tale și Mulțumesc. mă gândesc că eu mai am mult până să învăț să fac chestia asta. A, totul a fost self-study? Ai învățat da, totul singură? exact dacă sunt poze, sunt pozele Alinei. eu nu pot să fac o poză dreaptă nici dacă ar <laughs> depinde viața mea de mine. De chestia asta nu pot. O încerc și tot timpul e așa. <laughs> și nu știu de ce. Deci eu nu știu și eu fac asta. E Și îmi zisese simt. că nu, că nu știu ce, că ți centrează telefonul. Ce-mi centrează, mă, că nu văd? <laughs> El centrează, dar dacă eu țin mâna așa, <laughs> nu prea. Și eu, dacă sunt video, sunt ale mele. Ok. Și acolo eu sunt și place, îmi place atât de mult să urmăresc și să văd tranzițiile și să le încerc și să stau așa cu seriile să verific să văd dacă mi iese și mie. Tranziția e perfect e, e partea bună care iese din OCD, mm -hmm. că devii atât de fixist pe o chestie <laughs> încât ești la. Mm -hmm. o să devin maestru până la final. <laughs> Foarte nice! Um. Așa, dar vin, vorbeai de tranziție. Să înțeleg că nu ți-a fost atât de greu, era emoționată, dar ți-a plăcut, erai foarte încântată de idee. Da, 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 și cu tot mai mult intram în partea asta de, oh, ok, vorbește și cu oamenii ăștia că vin filmele. Nu, nu, nu. fain. faină, mai gându-te. Și încet, încet așa a fost tranziția și deodată n-am mai fost librar <laughs> și eram în PR și eram așa, like, oh, wait... A fost puțin daunting prima dată când ai ești, ești dintr-o echipă de 8 ani mm -hmm. pe care o știi inside and out și intri într-o echipă nouă pe care oricum cunoști oamenii, dar nu mai știi așa încât să-ți dai seama imediat după da. un cuvânt cu, în ce mod sunt în momentul ăla. Mai ales că era mai mult online, după cum e. Da. Da, da se e bine. Acum. <laughs> sunt singura cu, cu manga și cu asta, dar o am pe Alina, care este la manga cu mine, Comics. Uh, Simona Simona este cred că persoana care m-a împins cel mai mult uh -huh. până acum uh, că împreună am fost la Comic-Con uh, ea mi-a zis despre internshipul la Penguin și eram, oh, hai să încerc și eu. Deși când îl văzusem știam de el și când îl văzusem e na, cine o să ia la Penguin pe cineva din România? e vorba de The Spare Room Project. Da, da, ah. da. Atât am reușit să găsești și eu pe internet despre tine. <laughs> a, e, e un publishing în Londra și în Anglia este un whole different level. Da. Că basically penguin nu are mai multe proiecte mm -hmm. și când uh, n a fost pandemia a fost proiectul ăsta în care uh, te înscriai pentru un internship de două săptămâni și puteai să alegi trei locații unde vrei să te duci. Eu inițial vreau la editing, am nimerit la marketing și comunicare, culmea. <laughs> <laughs> și te duci două săptămâni acolo. Partea faină este că poți să găsești în apartamentele lor sunt căsuțele lor În care poți să te duci și plătești cazarea Și după aia mai este, sper, un proiect În care este cineva din industria publishing mm -hmm. Nu contează dacă este Penguin În care basically au free O cameră liberă da, Și ca să te susțină în viața ta Și în cariera ta în publishing În perioada aia te lasă să stai cu ei și am nimerit, a fost așa, bam, 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 una după alta, în care nu venea să cred că am nimerit și la internship și free să locuiesc la cineva care uh, uh, Ca lucra lucrează la... În uh, unde este publicat uh, Harry Potter? Ah, nu, nu vine. Bloomsbury, așa. Da. Eu eram cu internship la Penguin, dar stăteam la cineva de la Bloomsbury mm -hmm. și... Și tot așa a fost, ea a fost îngerașul ăla care tot timpul era like, da' fă și asta. Foarte bine. Știu că ți-e frică, da' fă și asta. Și ce ai învățat acolo? Ce ne poți spune și nouă? Păi nu mă așteptam să intru pe marketing, mm -hmm. că nu, mă, nu consideram niciodată că sunt bună la asta. <laughs> și îi intrasem pe non-ficțiune, culmea. Și eram... Am apreciat mai mult non-ficțiunea că am observat cât de multă că se depune și în partea de non-ficțiune. chit, că este vorba de o carte de culoare cool mâncare. Da. Dar foarte, foarte multe biografii și toate astea. Am nimerit într-o perioadă mult mai liniștită pentru că am nimerit în decembrie când deja proiectele nu erau așa în plin. Mm -hmm. Deci I just chilled around și am făcut proiecte micuțe și uh, tot felul de errands am făcut la colete. Ai a master. <laughs> și, basically, m-am plimbat prin Londra de Crăciun. Ce frumos! Am mai fix în decembrie, da. ce am fost like, yeah. <laughs> Living the life! Și după aia a venit pandemia și a zis, stai acasă! Te-ai distrat prea mult. Da, 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 a zis, două săptămâni a fost suficient, e momentul să Cobor puțin pe pământ. Pentru 200 de distracție în Londra. Doi ani, Doi ani de de pandemie. pandemie. yeah Thank you. Da. Um, ești, simți că te-a ajutat ce ai făcut acolo la ameteții da. la Cărturești. Da, da, da. Adică sunt foarte multe lucruri pe care le învățasem acolo și pe care am apucat să le aplic și lucrând mm. la Cărturești și pe partea asta și mie îmi place să scriu rapoarte <laughs> da. și acolo am perfecționat scrisul rapoartelor <laughs> și să faci un proiect și cum îl încep și toate toți pașii uh -huh. și toate alea. și la un moment dat era colegat de la manga și zice, are you having fun? <laughs> Working? <laughs> da, da, da. Cum faci chestia asta, te scrii trei pagini de uite să facem chestia asta. <laughs> replica mea care o bântuie cel mai mult e m-am gândit la ceva sau am o idee. Oh, nu, no. ești persoana aia. Și like, oh, damn it. I know what's coming. No, nu, nu-mi da de muncă. da, da, e. e. E ok dacă te întreb despre cum funcționează um, Că ne interesează cum aduceți manga cumva de da, zona aică, de achiziții. Cât știu și eu. Da, da. Că zona, adică ce facem noi și echipa de achiziții, uh -huh. suntem zone diferite. Da. De fiecare dată, când și noi primim o întrebare, aduceți cu tare. Nu știu! Da. Dar voi întreba. Uh, pentru că zona de achiziții se ocupă de asta, ei sunt în uh, contact cu toate editurile, da bineînțeles, editurile da. din America și respectiv Anglia, care sunt cele care aduc manga A, și traduc în, manga. Da. Din și Anglia și America. Da, se... dar în principal din America. În Anglia cred că avem un fel de safe net. Dacă mm -hmm. nu reușim să găsim ceva acolo, mai, re... da. și cu Brexit-ul e complicat. Da. Dar majoritatea, adică cam 90%, aproape 100% <laughs> sunt cele care vin din America și uneori de aia noi întârziem mai mult. Da, de asta nu o atât de mult. Să... Da. Și am văzut că mă uitam la story-uri pe Instagramul Manga Cărturești că sunt o de oameni care întreabă când vine volumul asta, când vine volumul la că nu știu publica. ce <laughs> Da. Pentru că în momentul ăsta e și asta, chiar citisem de curând cred că directorul de la viz uh -huh. discuta pe partea asta de shortage la hârtie și problemele de transport și toate astea și fiind și o cerere mult mai mare ca înainte, da. pentru că acum manga e mainstream un pic. Da, e puțin. Da. Nu-ți mm. mai, nu, nu -ți mai iei bătaie în curte școlii dacă citești manga, <laughs> cum ești cool. <laughs> ah, în sfârșit. Da. Look at me now, bullies. <laughs> Te duci la ei și ești ceva gen. Citești manga? Pf. Da. <laughs> Citești doar comics Nu manga da. Te doar pe Netflix Dar De asta sunt foarte multe întârzieri La uh -huh. Republicat mai ales Și dacă sunt titluri mai vechi Chiar dacă sunt titluri Care pentru noi sunt așa De suflet Dacă sunt vechi și nu mai au hype-ul ăla Acum da. majoritatea care intră în reprint Și se sunt daily, sunt alea care sunt clasice, de... bag acum cel mai tare, care sunt cele mai căutate, care sunt uh, hype-ul, da, hype. Da, da, e că până și jiu care este cel mai hype în momentul ăsta, a avut pauza aia în care nu găsei 0, 9 și încă un volum. It happens. Da. Mai ales că probabil sunt și ei și pe ei nepregătite. Nu se așteaptă ca o anumită serie să fie chiar atât de... Da și nu, nu s-a așteptat nimeni nici la interesul brusc al da. tuturor copiilor din lume. Şi, luată, ce s-a întâmplat? Oare? Chiar a fost așa un boom. Am stat în casă? Mulți? Da, probabil. Și mama a fost ea, mama, tableta. <laughs> uite te tu pe Netflix la ceva. Și a văzut o oh, Death Note. <laughs> Au scos Full Metal de pe Netflix. L-au scos? Da, a rămas doar filmul. Abominația. Oh. <laughs> N-am văzut filmul. Și-au făcut și partea a doua acum. Uai, n-a cerut nimeni și totuși au făcut. <laughs> păi, tot fac bani, cu oamenii se uită de state? Da, -a? la fel. Cum au făcut, nu știu dacă știți, asta e cu 365 de zile. Nu. E o abominație poloneză. care este după o carte care e altă abominație poloneză, care basically e o fură un mafiot. It's mafia romance. Și... Okay. Punct. E atroce. <laughs> și mai cred că toate view care s-au făcut pe Netflix au fost pur și simplu de la oameni 20% aia care erau, u uh, da. <laughs> și ceilalți. Da, care 80 uitat. care s-au uitat de Caterinca uitat ironic, și... Da, 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 și ca să facă content like, ah, hai să mă uit la asta și să râd puțin. <laughs> și acum avem doiul. <laughs> And I blame them. <laughs> da, publicitatea negativă e tot publicitate. Exact. Dar foarte multe au ajuns în felul ăsta. Adică, în ciuda faptului că probabil majoritatea s-au uitat de la ceva anume. Da. S-a da. făcut viu? S-a făcut content pe. el merge. până și. faptul că e pe hate, tot merge. Da. Dar apoi sunt și cazuri fericite, cum este filmul Death Note de la Netflix. Da. <laughs> care. ce bine că e gata. Am nu am zis, mai bagă seama. Da, nu. Îl, îl uităm. <laughs> cum am uitat și Dragon Ball. Um. Cum am uitat și Avatar de la Sterbender sau uh, live actionul de la Cowboy Bebop. Nu l-am văzut. Erau oamenii da. atât de supărați încât am zis poate n-ar fi cazul să mă uit. Da. N-are idee Deci arăta așa foarte estetic, foarte bine. Deci credem că sunt niște glume atât de proaste. Față de... Da, și e... e foarte americanizat cumva. Mm. Și nu mai e deloc umorul, vibe-ul ăla din cowboy, bebop. pop Era umorul care mergea atunci, știi? Cu care am crescut. Da. Dar n-am apucat. Dar Și încă mă merge, bucur. Încă merge. Dar da. face... Ce merită tratamentul Netflix adevărat? E full metal, părerea mea. Uh -huh. Dacă ai lua și ai lua serios să faci pe sezoane și ca lume, cu bugetul de Netflix pe care știi că are ar da. și Dar eu, sincer, nu mai vreau să văd scena cu fetița și câinele, că am văzut-o de trei ori da. manga ambele anime-uri. n nimor. De curând văzusem Poți să te la un comic -on în care făcuse cineva cosplay. Nu! No. <laughs> cu Luna și Alexander. ce Why would you? Gen... <laughs> Why? Ah. Who hurt you? <laughs> de vrei să ne rănești de acum pe noi? Da! Nou? <laughs> um, ai idee care este procesul ăsta de... De fapt, cine este persoana din Cărtuși care alege ce manga să... Alina Nu Alina, Alina cu care lucrez uh -huh. eu Alina... avem multe Aline Alina <laughs> de la achiziții Care este o otaku, deci uh, <laughs> e pe mâini bune manga Mhm uh -huh. Pentru că vine de la cineva care a crescut uh, la fel ca noi și, deși este mămică, este mega otaku. No. Adică e din otaku care au reușit să aibă și o viață după. <laughs> Find love, make a child. A happy child. Exact. Care crește din prima cu manga și cu anime-uri da. și cu tot. Și ea se ocupă în principal pe partea asta. Mm -hmm și le aduce și de obicei suntem așa când mai întreabă cineva ta cu titlu cu tare și noi uităm, ok despre ce e vorba? <ti Constitution> Notăm, trimitem Aline? Da, da, da. Să vedem ce, ce se poate aduce, nu se poate aduce. Da. Mi-ar plăcea dată să vorbesc și cu Alina pentru că de fiecare dată când mă gândeam că, uite, aș vrea să văd Paradise Kiss, aș vrea să văd uh, Wolf Children în uh, librerie, librărie. Băi, în momentul ăla apărea eu se zici că asculta ascultat de undeva. Întrebăm. Asculți? Ești, ești prin toate, da. Ești ca Siri, așa, a toate telefoanele noastre? Da. Te, vă punem în contact. <laughs> Și e din București. Deci nu trebuie să vă duceți nicăieri după ea. E aici. Ne duceam, ne duceam. Um, poți să ne spui despre ce proiecte plănuiți pe partea de manga? Uh, în primul rând, ajungem la Comic Con. Yes. Vom fi la Comic Con. Uh, mai este ceva, dar de care nu cred că pot să spun în momentul acesta. Okay. Că este pending mm -hmm. și și noi suntem. Se întâmplă, nu se întâmplă, nu știm. Mm -hmm. <laughs> dar uh, și cel de care v-am spus, vouă, dar. Uh, okay. Rămâne între noi. <laughs> Călătorește foarte, foarte multe planuri pe partea de manga și. Uh... Dem de pe și, și eu și noi <laughs> și suntem așa. Like, we can do this. <laughs> um, ai avut vreodată dificultăți în, nu știu, în viața personală pentru că ești o tacu ai fost, uh, I don't know, văzut așa, gen, bullied pentru chestia asta? Da. Da? <laughs> Cred că cel mai mult în generală, am mm. fost bulit și după aia în liceu, așa, mi-am găsit tribul. Dar, în general, chiar au fost alea când mi-o mi luam în curtea școlii. Deci era. Serios. Da. Și culmea că, în același timp, erau aceiași oameni care se luau de mine, aceiași oameni care alergau tot timpul să-și cumpere cornurile ce picau ca să găsească pokemonii <laughs> în ele și eram. Ai <laughs> Deci mi-au eu bătaie că mă uit uh, și voi alergați. Și era într-o perioadă când n-aveam voie să mănânc dulce, că aveam un început de diabet, nu s-a transformat în diabet, sunt ok. Și n-aveam voie să mănânc dulce și eu nu puteam să-mi iau cornuri ce picau. Nu. No. <laughs> și o singură dată eram în vacanță la o mătușă și eram, nu e mama aici, o să mă duc să-mi iau un corn ce picau. <laughs> și m-am dus, mi-am luat un picau și am nimerit un apțipil norocos și l-am primit pe Mewtwo <laughs> pentru că trebuia să-l trimit prin poștă și îmi trimiteau înapoi și mi-au trimis să o minge cu Mewtwo. Ce drăguț! <laughs> și era <like>, thank you! <laughs> da, ai așa o stea în frunte, ai da, -ai, da, găsești da. bani, găsești ceva. Uh, Fix ce când a... e nevoie, atunci apică. <laughs> Dar nu, uh, adică Până, până în ziua de azi, eu nu urăsc foarte ușor oameni, pentru că sunt la care lasă foarte multe la mine, dar până în ziua de azi am urât ură profundă pentru un băiat care m-am bătut în curtea școlii și mi-a rupt cartonașele cu Digimon. Nu! Și era și foarte greu să dai peste ele, că tot timpul trebuia să cumperi pliculețul ăla cu gumă și cartonaș, și bineînțeles că aveai da. multe dubluri. Și n-aveai cu cine să schimb dacă erai ca mine și nu avei prieteni. No. <laughs> și după ce reușisem să-mi fac așa un tenculeț atâta de cartonașe cu Digimon. <sighs> le, mai am, cred că tot ce mi-a mai rămas, cred că mai am vreo 20 ma maxim. Sunt băgate printr-o cutie cam că toate cărțile în storage în momentul mm -hmm. ăsta și abia aștept să le regăsesc. Pe lângă aia mai am ceva și vă zic imediat ce... Mm -hmm. uh, și le, le am și sunt acolo like my babies no. <laughs> pentru că nu se mai găsesc și mai am o chestie blocată aveam o dublură și erau toți pe un deal și am tăiat doar imaginea aia și la ceasul pe care îl aveam atunci era o ferestruică și mi-am băgat acolo în ferestruică și încă am ceasul și funcționează Ce <laughs> și trecut și l-am tot timpul acolo și se de fiecare dată când se mută cursorul ăla se mm -hmm. văd uh, copiii din Digimon și... <laughs> mai first mărci. <laughs> Cât de creativ. Și pe lângă ele mai am un, o agenda așa mare, mm -hmm. o adusesem de la serviciu și uh, aveam, special mi-am luat imprimantă color ca să pot să scot la imprimantă poze cu caca și, și astea și am așa un, un întreg dosărel în care personajul ăsta știe ce iubesc <laughs> S Abia aștept să-l găsesc din nou pentru că e prin multe lucruri ascuns și vreau să văd cine este. Pentru știu sigur că e Kaka și Știu sigur că este cineva din ăsta, din Vampire Night, Dar în rest nu mai știu pe cine am băgat. Avem Vampire Knight pe da, aici acolo. De cum am intrat? Că a venit vorba de el. <coughs> M-am uitat uh, acum câteva luni iar la el. Doamne ce-mi plăcea vibe -ul. Eu de curând am văzut un TikTok și era Wait, that's right Că era cu, Cum era uh, Yuki întrudită cu un Kaname și era They are related in all the ways <laughs> oh, oh my god Sore Dar așa este <coughs> um, Țin minte când mă uitam Am avut o perioadă în care eram obsedat De horror de anime horror, de gore de toate astea, atunci am văzut uh, e și eram mică, eram în generală aveam o perioadă de îmi plăceau foarte mult uh, astea horror și căutam tot ce se putea pe atunci am văzut semn Alphan Lied, vă văzut mă uh, Dead, Man, Dead Man Wonderland sau l-am văzut mai târziu, nu mai știu sigur um, căutam tot ce se putea cu vampiri eram obsedată știi? și <laughs> um, și cred că nu știu, cumva creierul meu se săturase foarte tare de chestia asta și în timpul ăla mă uitam la Vampire Night, care de altfel nu este un anime scary. Dar era cu vampir și la vârsta aia am avut într-o noapte un coșmar din legat de Vampire Night și m-am speriat atât de tare încât în momentul în care m-am trezit mi-am schimbat wallpaper-ul că era cu Vampire Night și nu m-am uitat, am luat o pauză de câțiva ani și nu l-am mai terminat. Și acum ai reușit? Da, da, l-am văzut de vreo trei ori. Da a fost atât de... Wow! Atât da, la Vampire Night? Wow. Da, nu știu. Nu știu de ce. La mine a avut efectul fix invers. This is embarrassing. Dar uh, eu am crezut în vampiri că există uh, până târziu. Cred că aveam vreo 13 ani și am două motive pentru care am crezut că vampirii sunt adevărați. Unul, uh, am stat mult acasă singură, și la un moment dat era Dracula cu Keanu Reeves la televizor, și nu înțelegeam de ce deodată vorbesc în română și înțeleg. Oh, și aveam șapte ani. Oh, no. Prin urmare, s-a internalizat tot traumă în mine că deci eram vampirii, sunt adevărați. <laughs> sunt da. aici, în România. Da, 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 da. da. <laughs> și după aia a fost tot așa ceva de genul stăteam la homătușă, eu am stat la mult rude de la mine, din familie. <laughs> și avea un almanah de chestii supranaturale. Și, bineînțeles, în capul meu atunci era like, a, ok, astea sunt lucruri adevărate. <laughs> Citesc, nu știu ce. Și era... Și lăsase la un moment dat în camera ei deschis fix pe un de asta un articol cu vampir. Mă, și era atât de urât. Era nosferatul gen. A, da, da, da. Și mi-era frică de fiecare dată să trec pe lângă camera aia, că era <laughs> dacă mă vede. Deja știm că e adevărat. Oh. Și după mult timp eram, aveam chestia aia Când sunt adevărați, nu-i vedem noi, dar sunt acolo. Și o prietenă era ce, hai să citești ceva. Prietena cu care, cu Harry Potter, da. Și mi-a dat The Kleine Vampire, The Little Vampire, eu povesti, sunt povestioare pentru mm -hmm. copii cu vampirajul ăsta. Și sunt și filme, o grămadă de chestii cu el. Și e așa, e o vrăjitare îngrozitoare versiunea cu vampirași. Mm -hmm. Și în același timp am început să mă uit la Karin. Și Karin este, știi? Știu, cu știu, vampirul da. care produce mai mult sânge. Da, bude, da. Și trebuie să muște tocmai ca să da. dea mai mult sânge mai departe. Și eram în astea două. Și colega mea și prietena mea acum care ne auzise în liceu și ne-am împrietenit, era am descoperit eu manga asta. Și mi-a dat Vampire Night și a fost așa trei lucruri care au colaborat împreună și eram, a, ok, deci vampirii nu sunt adevărați. În momentul când am ajuns în punctul în care descoperisem ceva să-mi placă, eram nu s-a adevărați. Fix când aș fi vrut să fie zero adevărat, eram... Dar cum te-au făcut lucrurile astea să te realizezi că nu sunt adevărate? Nu știu. Dar a fost momentul ăla în care s-a dus toată frica <laughs> okay. și am... A, ok. Dar yeah. am, am rămas de la traumă. Just simping. <laughs> Încă cumpăr să știi Vampire Night. Da? Da. Pentru că am terminat... E prima manga probabil că pe care mi-am cumpărat-o mm -hmm. de la Manga Shop. Și am continuat uh, când m-am angajat la Cărturești. Era singura manga pe care o cumpăram constant cu cât apărea. Și acum este Vampire Night Memories. Da! Și la fel. tot o cumpăr. <laughs> dar e arată atât de frumoasă și așa nostalgia da. aia. Like, cu, cu tine am început, cu tine da. vreau să continui. Um, eu n-am citit manga, m-am uitat doar la anime, dar uh, iubeam muzica din... Uh... da și mai târziu tot stilul ăla mi-a influențat mi cumva stilul vestimentar. Voiam să mă îmbrac ca ei. Eram acolo Ghost prințes, vampire, whatever. Am încercat și eu de multe ori să mă tun ca Yuki. N-a mers. Da. <laughs> da, da, să mă e, e E o regulă. Nu încerca niciodată să reproduci uh, frizurile din anime, chiar no. dacă ți se par simple. Nu. No. <laughs> Asta am aflat cu greu. Și <laughs> multe tunsori <Sunt> nepotrivite. <laughs> Mai ai vreun vreo poveste awkward legată de asta? Uh, e în liceu. Noi în liceu eram 3 cu 3 și uh, de fiecare dată colega mea de bancă avea aceeași stație cu mine. Trebuia să luăm autobuzul din același loc, ea lua un autobuz, ea alt autobuz. Și amândouă, cum se termina ultima oră, primul, la clopoțel uh -huh. fugeam din liceu ca să ajungem, că era cam de mers vreo 10 minute ca să ajungem în stație și alergam cât ne țineau picioarele noastre de 14 ani. Eu, pentru că trebuia să prind din noi așa cu opening. <laughs> Ia să se vadă cu prietenul ei. <laughs> Priority. O diferență enormă <laughs> între noi două. Dar, totuși, eram prietene. Dar, pe, pentru mine era important să prind cu Opening. Da. Pentru că nu, e, nu era perioada aia în care puteai să găsești Opening-ul pe da. YouTube. Adică, Doamne, am naștere, crearea YouTube-ului a fost așa. Primele videouri pe care le-am văzut pe YouTube au fost cu Tsubasa Chronicle. Era primul episod și era băgat în vreo 16 bucăți. Doamne, dacă ne uităm la anime-uri pe YouTube, ai partea 1, 2, 3 da. din primul episod. Pentru că nu cred că puteai băga mai mult decât un minut și ceva. Da, cred că... Și trebuiau da, limite, împărțite... Și noi nu le găseai, nu găseai fix, nu știu câtă parte. Da. Și, o, doamne. Și acum, dacă nu e 4 de X HD, nu ne uităm. Dar înainte ne uitam la atâtica. nu știu dacă ai văzut Caleidostar. Da. Deci știam, sunt două filme, cu, mă rog, e filmul Phoenix. Da. și la un moment Da. și voiam să mă uit la el și nu știu, mă uitam pe un site pirata, desigur. Și nu aveau fix filmul ăla oriunde mă uitam și eram, ok, hai că încerc pe YouTube, dacă m-am uitat când era mică, pot să mă uit acum. Doamne, arăta groaznic și mă întreb, eu mă uitam și îmi plăceau? La 360? <laughs> dar a fost așa un șoc, oh my god, dar nu pot să mă uit la asta. Ne-au ne crescut și nouă. Da. Nu <laughs> sunt, să citești acum mai și în cu grafica de atunci. Da, da. Oh, ești... Mm. <laughs> cântam altele frumoase da. <laughs> în care sunt anatomic ok, nu este lung de parcă e cât o cameră omul. <laughs> da, aveau și ele um, aveau și astea farmecul lor. Da. Etapelele așa, sunt core memories. Da. Uite, mi-am amintit de un anime Shoujo Bukura Gaita. Mai zi. Dacă, um, e o poveste între doi liceeni. Nu pot să spun Cred că nu l-am terminat pentru că era sed la final. Da, era foarte, foarte, foarte trist. Dar pe mine mă enerva la animație că aveau momente în care, nu știu, erau momente tragice sau whatever și nu îi desenau un ochi. <gătă> și ea doar un ochi și nu știu ce voia să însemne asta, dar nu avea un ochi și am, ce prostie este asta? ce am vrea să însemne? Cum dau seama? E yeah. Momentul a fost, l -a afectat atât de mult că o parte din el nu mai există. Da, cred, cred că ea a fost... Cred că în același timp era Bocura Gaita și Lovely Complex și da, am ales da, să mă uit da. la Lovely Complex era. Like, I choose happiness. Lovely Complex era animeul meu preferat în perioada aia pentru că m -a... Și din cauza asta pe toate formurile de anime uh, nickname-ul meu era Risa. <laughs> pentru că eram înaltă și îmi plăcea de un băiat mai scund decât mine și eram nu sunt la fel, mai că la mine nu e happy story. ne <laughs> cel mai bine. Da, da. Primele și... mele erau Eclair, pentru că îmi plăcea Kitty Grade și cu prietena <gasps> mea, cea mai bună, ea era Lumier și eu eram Eclair tot timpul și așa aveam și numele pe forumuri și pe toate no. astea. <laughs> Am ne și a chiar te, nu știu, ajunsesem într-un punct în care voiam să-mi schimb numele Risa pentru că eu mă a, confundam cu acel personaj. Viața mea era un anime și eu voiam să fiu Risa. So, o Da, da, asta face acum cele mai bune povești. Da. <laughs> și Lovely Complex are un opening și un ending atât de bun. Da, da, da. Guess, de, de obicei, dacă vreau pick me up, clar o să-ți ascult opening-ul, mm -hmm. era atât de catchy <laughs> și ending-ul cu aia e gasa, ești... Oh. da uh, cred că intrăm puțin într-o nostalgia din asta de shoujo da. um, mi-am văzut acum de Itazura Um, e despre o fată care ajunge cumva să locuiască cam prostuță, care ajunge să locuiască în casa celui mai deștept tip din toată școala și el place, dar el o vede așa ca pe un, you know, stupid am girl. văzut. Da. Și povestea asta e dragoste, în care ea intră așa, ei se strecoară în suflet și se căsătoresc și nu știu ce. Și e și o dramă japoneză care este foarte, foarte faină și încă mă uit la ea. <laughs> <laughs> au făcut... Bine, acum cam toate primesc dramă. A fost și coreană. Da. A fost atât de populară încât toată, toate țările au adaptat manga aia. Hai că la Hana Ioridango cred că a fost Hana Iori de Dango. toate. Da. De la manga, la drama, la, la cărie în drama, la Chinese drama. Cărie în drama este superb. <laughs> Am fost obsedată de ea. M-am uitat doar la ea japoneză pentru că îmi plăcea o <laughs> ești, ești și fan korean în dramas? Intri și în zona asta? R relativ. Uh, mă, de ce mă uit la ce nimere pe Netflix uh -huh. și pentru că na, am intrat în stadiul la în care nu ne mai simțim bine să piratăm. Da. <laughs> și, da și mă uit. Ce mi-a plăcut foarte mult și, doamne, greu a fost să nimere să o văd, a fost Goblin. <laughs> Goblin are așa, are și na, felul ăla narrativ care se pliază foarte bine pe o, felul narativ de manga. Uh -huh. Și ești, oh. Și bromance dintre The Goblin și Death și... So good. Eu nu n-am văzut, dar știu toate melodiile din ea, <laughs> că sunt superbe. Da, sunt unele sunt atât de... La unele nu rezist pentru că ești like, oh my god, faceți ceva, vă rog eu. <laughs> dar uh, mi-a plăcut foarte mult uh, Love is an open book sau ceva de genul Love mm -hmm. is ceva. Că da. lucrează într-o editură și îmi plăcea atât de mult că am like oh asta vreau și eu <laughs> <laughs> să lucrez și eu într-o editură și simțeam așa, era one day. Unde visezi să-ți găsești iubirea? Scoția. <laughs> Scoția, <laughs> da. Cum Așa. Nu știu. Am... Uh, în ciuda faptului că sunt foarte agorafob acum, uh, sunt solo traveler, adică mm -hmm. până acum m-am plimbat foarte mult singură, am făcut Irlanda singură. -am. Wow. Când, după ce am citit uh, moca, uh, Asta, luminile Nordului și Cartea Pierduta Vrăjitoarelor, mm -hmm. mi-a plăcut atât de mult că am luat-o pe o prietenă și am mergem în Oxford. Nu mă interesează. Wow! Ne plimbăm la toate locațiile și a fost așa un fel de itinerariu să găsim toate locațiile din cărți. Și în momentul când am ajuns în Scoția, am fost. Yep, this is home. <laughs> aici vreau să rămân. Am avut un sentiment așa instant, instant ca acolo da. locul Bine și Oxford, dar la, în, când am ajuns în Edinburgh așa, tot ce a fost în Oxford s-a amplificat. Wow. Și, și eram aici, aici este. Și pe unde ai mai călătorit? Am fost în Italia. Am fost în Ravenna, unde e uh, îngropat Dante. Uh, prin scoția am plimba, a fost așa un fel de, uh, acolo am fost cu familia, mm -hmm. uh, cum se numește, cu mașina, uh. oh. road trip, așa, ia. a fost road trip și am văzut toate astea, am fost și pe I Love Sky, că tot auzim atât mm -hmm. și în... Uh, Outlander și în toate astea Da, Încă, acum mă uit la Outlander A apărut nouă sezon, știi? Nu, no, I can't Mai mult Și uh, M-am dus singură în Irlanda Și am nimerit în Irlanda fix când A apăruse nou album al lui Ed Sheeran <laughs> Și avea melodia Galway Girl și ajunsesem în Galway Și peste tot era melodia aia <laughs> până și în autocar când ne-am dus să vedem tot felul de locații era gol e nu o să pot să ascult altfel melodia asta decât fără Dublinul nu mi-a plăcut neam nu știu de ce, n-aș putea să e foarte mi se mișcă foarte mult da. Dublinul da. și Londra am fost prima dată și ca vacanță după aia cu internship-ul Am uh, mai fost pe undeva? În principal am luat tot ce ține de Anglia. Încă n-am fost în Wales și mi-ar plăcea foarte mult să merg în Wales. Da, would be so nice. Eu n-am fost deloc în Anglia, dar vreau să vizitez măcar. Mi-ar plăcea foarte mult să merg în Scoția. și mie. Uh, și neapărat în Londra, dar în uh, Wales, în orașele astea mai micuțe. E... Nu știu. Vreau doar să ascult toate accentele englezești pe view. Da. Chiar dacă nu înțeleg nimic, vreau să ascult. Dar în, 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 Dublin a fost atât de ridicol că eram... mă închisesem în cameră, m-am plimbat singură și vera seara și eram în, în telefon cu o colegă și era la, like, te rog eu, coboară măcar la bar. <laughs> nu sta închisă în cameră. Că... Și eram, ok, fine. Și mă am stăteam acolo eu singură. Și like, ok. și era și barmanul, ești bine? <laughs> Și eram <gură> Stau ceva Și eram o bere non-alcoolică non Te rog, că eram like Nu riscăm cu alcool în perioada asta Și el era, ok S-a prins că sunt singura Și nu știu ce Și vină cu mine, m-a pus lângă un bătrân like, La fel de bătrân ca Irlanda Probabil era bătrânul ăla <gură> Care m-a ținut lângă el Și mi-a povestit Și mi-a zis Ce drăguț la un moment dat mi-a dat și o limonadă, era like, nu, no, nu, no, nu, no, lasă de la mine și am like, thank you. <laughs> Ce a fost așa, au, că era open music night și mm -hmm. au cântat mai mulți, mulți oameni și stăteam acolo eu și cu bătrânele și am... <laughs> <I'm> human today. <laughs> Da, mi se pare foarte frumos ce a făcut barman. Da, 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 a fost foarte drăguț. că o să mă amintesc de el toată viața. Că puteam să fiu, să fiu super, dar și să fiu acolo, like, cu ultima tristă și... Așa. Da, fost, da. Like, Let me. Here, your designated Irish <laughs> <laughs> și stai liniștită. mm -hmm. Așa a fost... A... Asta a... Ceva m-a protejat tot timpul, am fost așa. Oriunde am fost, chiar dacă am fost sigură, lipit ceva mm -hmm. like, It's fine! Uite pe cineva să aibă grijă de tine! Uh, Mi-a amintit -am de o dorință foarte mare de a mea, uh, cu pelerinajul tău al locurilor din cărți. Uh, vreau foarte tare, n-am apucat data trecută când am fost în Japonia, dar vreau foarte tare să fac asta acum. Uh, am fost într-un singur loc în parcul cu Koen din Garden of Words. Oh. Și am fost la căsuța aceea și, Doamne, am început să plâng când am văzut. Oh, my God! De Sunt aici! Da. Acum poate prinzi o zi în care plouă. Da. Să te duci acolo. Să-ți o oh. ciocolată și o bere. Da, să mă bagi aia la închisoare că beau bere în parc. Nu știu, a spus și tu. Sau o doză de, nu știu, șuieps, dacă au. <grijă> am, am, pun într-o sticlă, într-o, nu știu, sticlă de suc, niște bere. Și... Da. <grijă> și acum poți să vezi. By the way, v uitat la trailerul la Suzume? Suzume? da. Mi s-a părut mie sau avea la mână ceva care e foarte similar cu uh, pancheca pe care își o lega Mitsuha în Your Name. What? N-am observat. Că stăteam like frame, 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 frame. <grijă> Hmm. Da, eram. Hmm. Chiar vorbim de un univers și încă în momentul ăsta. Da. Îl legăm și pe sus într-un fel. Hmm. Doamne, de pia aștept filmul ăla. Și eu. Este amuzant că făceam research de filme care apar mă rog, în perioada următoare și eu nu văd de cine este făcut și mă uit eu la trailerul ăsta odată, încă o dată și sunt, bă, da, parcă e și ai, that's, that's funny, I a copiat stilul. <laughs> Asta <laughs> <A>, <laughs> e este. Este un anime care iau copiat toare stilul? Da. Uh, este pe Netflix. Ceva Youth, something. Days of Youth sau ceva, ceva de, de genul, genul. Da, 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 da. E foarte în stilul. The flavors Shinkai. of Youth? Flavors of Youth. Da. Da, e foarte uh, similar stilul. L-ai văzut? E, e bun? Nu, că eram la... mă, Dacă mă crezi, eu abia am reușit Să văd două episoade din Demon Slayer Pentru că What are you waiting for? Inițial Eram super hyped și eram Oh my god, o să mă uit la Spy Family Nu știu ce, dar văd în vedere că Crunchyroll Încă nu i-a dat drumul să te uiți la el Fără o, asta... uh -huh. Să fii înscris Da în ziua aia eram like, oh, dar tot vreau să mă uit la ceva. Și am intrat pe Netflix în sfârșit. Când, doamne, de, cre de când lucrez pe partea asta, descoper că e foarte greu să ajung să mă uit la lucrurile pe care le vreau să le văd. <gântu> și una din prietenele mele era like, m-am uitat și eu la primul episod din Demon Slayer. Și a, poate mă uit și eu acum cu tine, soartă împreună. Și a, păi, nu te-ai uitat? Nu, <gântu> știu cam tot ce se întâmplă, că na, it's my job, dar <gântu> de văzut nu l-am văzut. Deja oamenii au așteptat de la tine. <gântu> Și era like, ok, ești pe fake it till you make it În momentul ăsta Și era sort of Adică știu că cât era Am fost la librărie, tot timpul mă uitam Și eram like, ok, a ajuns anime un în punctul ăsta Ce se întâmplă aici? Tengen a apărut Oh, interesant, chiar mă uit acum Nu, nu, de ce ți atât atâtea spoilere? Nu, eu n-am probleme cu spoilerele Eu, primul lucru pe care îl fac Când citesc o carte E, citesc începutul, Știu Cite citesc sfârșit. finalul. Da. <laughs> Pentru că nu suport să nu știu ce se întâmplă. Și sunt... Singurul film la care am mers unspoiled a fost Avengers Endgame. <laughs> wow, oare ce se întâmplă? Câștigă binele ca toate... Da, dar n-am vrut să știu. <laughs> și săracul cu colegul meu a ajuns la Avengers Endgame, s-a așezat jos și persoana de lângă el, pe care nu o cunoștea, a zis, Mare Tony Stark. Și eram... Dacă eram acolo, cred că îl băteam. Of, oh, săra. Adică, era în sfârșit ajunsese, Îl văzusem eu înaintea lui, care, de obicei, nu e, nu mm -hmm. se întâmplă asta, de obicei, el le vede primele paste dacă smarvul sau DC. Dar eram așa, like, nu, o să mă duc din prima zi, că știu că o să mă spoilăresc, cum am spoilărit la uh, Spider-Man Far From da. Home. Far From Home? No Way Home. No Way Home, da. Adică din prima zi în care ai intrat, la un moment dat am intrat pe YouTube să văd ceva și mi-a apărut cel mai mare spoiler. Da. I hate all of you. În <laughs> ce fel de sadic să vii, să duci la film acolo, se duce toată lumea să-l vadă pentru prima dată și spui, „Ea, am Tony tu un Da! Iolo. Și văzusem, chiar zilele alea văzusem o știre, cred că eram pe screen rent sau ceva, că cineva și-a luat bătaie la cinema că l-a spoilerit. What? Și eram do merita <laughs> Glumim fără violență Dacă Dacă te duci așa ca să fii tu Și să te duci așa în fața mă, Oriști Dar oriști pe pielea ta Că poți să nimerești pe cineva Pe colegul meu Care a fost He just da. broke inside și a fost, asta a fost. Mă ridicam în locul și plecam, gata. Nu mai vreau. Da, poți să nimerești unul care chooses violent. Direct. Da, da, da. cum, cum să faci mă, așa ce... Am și spune că desenai, desenai, cel puțin când mai mică. Da. Mai, uh, mai, desenezi? Acum nu. nu? E, e singurul lucru pe care l-am pierdut de atunci. Încă scriu, dar de desena nu mai desenez. Dar de încă le am. Am desenat toți Digimonii. Toate personajele din Digimon. Uh, I stand by it că Tamers. Uh, Tamers nu, Frontier a fost ultimul sezon bun din Digimon. Mm -hmm. Dar. Și ce mai? Bineînțeles, nu e fan Fanfiction peste fanfiction. E nu e așa. Și am închis cat-capture Sakura. Asta m au hrănit. <laughs> Și ce scrii? Eu sunt tare curioasă. Ai spus că vrei să fii scriitoare, te gândești să împlinești visul ăsta? Sper. Sincer sper. Acum, într-un fel, knock on wood să se întâmple că am zis să-mi iau un concediu în care o să mă concentrez numai pe asta. Pentru că tot timpul când ești cu serviciu, da. ești, ah, o să fac asta și pe aia de descoper că mai e ceva de făcut și nu mai faci lucruri. <laughs> și cum sunt pe citit, așa sunt și pe scris, pentru că dacă sunt într-o pasă în care citesc un anumit lucru, un anumit mm -hmm. gen, clar, toate ideile îmi vin tot în genul da. ăla. Evențeles. Și am cutii și cutii de manuscrise care sunt ori urban fantasy, ori fantasy. <laughs> uh, Mi-e imposibil să se pare să scriu ceva ce nu are magie. Că intru tot timpul, like, ok, o să fie ceva rom, -com, nu știu ce, normal. Și după aia... Dar dacă pagi o zvână, Let's have some pizazz That's your style Da că La facultate am avut Yeats și zânele În poeziile mm -hmm. lui La dizertație miturile și ah, okay. Celtice și Cum au Evoluat ele în literatură, de la primele uh -huh. chestii apărute, și cum este în literatura contemporană. E acolo. Suntem din poveste. <laughs> și acum, acum lucrezi la ceva? Acum lucrez. Uh, pentru prima oară, I'm, îmi încerc norocul la un romcom să vedem cum este. Tot cu zâne? Nu. De data asta <laughs> am reușit să mă mențin fără și sunt. We made it this far. We can do it, dar în același timp mai am un proiect care hrănește partea asta la în care am zâne. E like, împingem toate zânele aici ca să nu vină pe partea asta la <laughs> să distrugă universul de aici. Pentru că oricine scrie știe că nu poți să lucrezi niciodată la un singur proiect. Fair. Tot dacă dacă vine așa. tot vin ideea, așa. Nu poți să le pui pe toate într-un singur manuscris. Da, și ești, ok, lucrez acum la asta, tu stai puțin departe. Cât mă concentrez aici și când am creierul mai limpede, poți să vii și tu puțin, mm. da? Și atunci schițăm ceva așa să fie din poveste. Cum e procesul creativ la tine? Stai, ești ca flober care stă o săptămână la o, o frază ca să fie perfectă sau scrii, scrii baltag un șapte zile? Depinde. Asta la care lucrez acum, prima dată, cred că am scris într-un concediu, tot așa am lasem un concediu, și începuse de la o glumă stupidă în care apăruse o carte de la cine a scris Fifty Shades. Oricum, și se presupunea că personajul, nu știu niciodată în l El LG? James ceva? El James, așa. Da. Exact. Și era că a, noua eroină o să fie din Balcan, nu știu ce, toată lumea era like, oh my god, o să fie româncă! Dar bineînțeles a ieșit că e poloneză și toate românci erau, oh. Era să fie. și colegele mele era, hai mă măriu, nu poți să scrii tu o carte romantică, mă. și am plecat în concediu cu gândul ăsta și eram, mă, da, eu nu pot să scriu o carte romantică. Și intrasem foarte mult cât am scris În perioada adolescenței și la facultate și așa Tot ce făceam eram... Nu băgam personaje românești uh -huh. Nu știu de ce Și am, cum am ajuns într-un punct în care Da, de ce nu? Ia stai mă să-mi fac eu toate personajele Combinația asta de personaje, să am și personaje românești, mm -hmm. mai băgân și puțin din. Uh, uh, prima dată uh, am făcut cu tot așa cu zâne și am combinat un pic uh, mitologia irlandeză cu mitologia românească, pentru că domnul profesor Brown mă vedea atât de obsedată și culmea, el în același timp citea toate miturile românești și încerca să le traducă și era, da, de ce nu te interesează ale tale? <laughs> Și într-un fel a migrat și lucrul ăsta, întrebarea lui și eram, da, de ce nu mă interesează și ale mele? de ce nu pot face ceva și cu ele? Și într-un fel să le leg așa puțin și cu ceva ce îmi place foarte mult și cu ceva care în același timp descoper, culmea, descoper miturile românești, nu ale irlandeze. Da, da, da. Dar am zis că o să fac asta și fingers crossed. Ținem pumnii și ai de unde să alegi că sunt foarte frumoase și da. la noi. Da. Și ăștia... Doar, trăiesc de atâta vreme și nu știam. Tu unde îți găsești uh, cum să spun, sursele? Prima și prima dată îmi trimisese domnul profesor uh, materiale de la el uh -huh. și acum am un bookmark acolo, nu l-am șters de, de ani de zile, tot timpul acolo, cu mituri românești pe care l-am găsit și mai am o prietenă care ea trecuse trecut se prima dată prin obsesia asta și a strâns toate cărțile pe care a putut să le găsească. Vis-a-vis mm -hmm. -vis de mituri românești. Și la, la un moment dat am încercat să le găsești prin uh, librărie, dar au fost, cred că au fost un tiraj super mic. Da. Că nu se mai găsesc. Nu se nu se găsesc. Știu că încercam și eu să caut da. un moment dat. Când le-am căutat prima dată, existau și erau așa câte una răsleață pe undeva prin uh, mm -hmm. prin, țară. prin țară și era ok, hai să încercăm să vedem. Dar eu uh, e. e, e Fa nu înțeleg și eu acum asta, like, de ce nu mai interesant niciodată Cu toate că în același timp am crescut cu ele Crescând la țară Bineînțeles mm -hmm. că auzeai Angropa nu știu ce aur Și după aia foc da. albastru Și nu știu da, ce da, da. Și s-a întâlnit cu ele La uh, Crengătura da. uh, se... <laughs> Și acum Am e frică să trec pe la <laughs> când unde se încrucișează Drumurile pe acolo <laughs> Mi-a rămas în cap ce ne spuneau bunicii și... Ah, mm -hmm. oh, că acum a murit și este strigoi și trebuie să faci da, aia, da, aia, de aia de și aia. Trebuie să faci o sepușă. <laughs> da, da, da. Păi uite, poate... Mă rog, asta pentru noi. Poate vorbești și cu Anca uh -huh. și dai câteva materiale. Chiar, chiar era interesată de asta. În Cluj mai sunt două fete, parcă, care... Uh, au făcut un comic care este, se leagă stima știma apelor? Parcă se numește? E tot așa... Bine, dacă te uiți că veți, sunt mai multe combinate. Că e pe sistemul ăla de își de, leapădă de pielea de focă sau știmă și nu știu mm -hmm. ce și... Dacă este furată, rămâne femeie și da, trebuie să da. rămână pe pământ ah. și este închisă într-un în acest. Ok. Da, într-un cufăr. Așa. <laughs> <laughs> și știu că a făcut seră și urmau să continue povestea cu știma apelor. Ia uite, habar n-aveam. Dar uh, sunt curioasă, sunt foarte curioasă. Da, e foarte, mm. e foarte, o să-i trimit ce <laughs> Like, hey, we can research together, <laughs> da. <laughs> Sincer, de abia aștept să, ești o persoană foarte interesantă și de abia aștept să văd, să citești ceva scris de tine. Oh, Doamne ajută să existe oh. ceva scris de mine. Da. Oh. Așa fie vorba între noi. Da. Că a, terminasem romcomul mm -hmm. și era în forma lui uh, finală, și l-am trimis la un agent, niciodată nu m-am gândit să fiu pe publishing pe România. Și am trimis la un agent în America. Și pentru prima și am trimis la o persoană care știa că a scos niște cărți care mie îmi plac foarte mult. Mm -hmm. Și mi-a răspuns și era like, oh I like your voice, nu știu ce la, 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 la lucrează să schimb chestiile astea. Mm -hmm. Și eram like. Oh my God, it's good! Yeah. <laughs> Dar încă, suntem în momentul de editare și în momentul de editare a nimerit în 2020, când ai mai lovit oh. cea mai mare depresie și eram really dude? <laughs> acum mă lovești? Dar și... de-aia zic, acum în concediu trebuie să fie momentul ăla în care... Oh my God! That's huge! <laughs> și sunt așa like, I can go back! Pot, pot! E... O perioadă s-a simțit de parcă mi-am ratat momentul, că eram, am avut ferestruica asta da, și s-a da. închis. Și am like, da, nu poți să o deschid eu din nou, mă. Da, nu e niciodată. Dacă nu merge acolo, o trimiți altundeva. Da, tot așa urmăresc toți agenții. Da, dacă a văzut potențial în ea, sigur există, vede și altcineva potențial în ea. Și am like, okay. Și cum cool, mi-a ieșit cu rom com și a ieșit cu ala fantasy. <laughs> la care cred că am lucrat 10 ani la, la fantasy și da. la rom-com am lucrat o săptămână în care am făcut draftul după aia editarea, Pa păi am trimis și era, hei, mai editează. Și acum suntem la final, ultimul plan de editare. Cam câte pagini ai scris foarte repede? Îmi dai senzația. Când am terminat primul draft, avea vreo 270 de pagini. Oricum, un rom cum normal, tipic, care până în 400. Mm -hmm. Ok. Asta e rețeta ca să atingi tot bitul ăla, că mm -hmm. romcom are, it has beats și da. trebuie să le atingi pe alea și ca să atingi așa să ai rețeta tradițională de romcom, deja undeva la 400 mm -hmm. după aia sunt the indie authors care ei deviază puțin și de-aia de obicei ei nu publică cu pe metoda tradițională că ești mult mai limitat editorial vorbind, pentru că la un moment dat editorul intervine și vreau să schimbe asta, așa când ești self-published da pui uh -huh. ce vrei tu da. nimeni nu te condiționează, ai un editor bineînțeles dar poți să alegi sau să l-ascult sau să nu uh -huh. și îmi plac, acum m-am axat foarte mult pe indie uh, authors și îmi place foarte mult am găsit câteva așa titluri care sunt o să cumpăr tot ce ai Câteva recomandări? Depinde ce citești. Acum ți-am zis, eu sunt foarte axată pe romans. Da. Și am găsit un romans foarte bun și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult pentru că replica pe care am spus-o în momentul când mi s-a dat titlul ăsta, mă întrebasem pe o prietenă, doamne, tu și mie o carte de aia, panorama, să am ceva ce de citit în seara asta. Și era, a, ah, era aia care... Nu... Ne-a ne ne luat ceva timp să găsim pentru că se numea The Rose și caută tu ah. The Rose pe Goodreads. Da. La un moment dat am intrat și la cursul autoarei și cum și-a descris cartea, ce a vrut ea să zic, a fost Misogyny in Art pentru okay. că intră uh, personajul principal uh, face tapizerii mm -hmm. le lums da. și de fiecare dată sunt scene dintr-un mit grec, dar uh, toate scenele pe care le avem noi recorded sunt tot timpul from the male perspective oh. și ale reproduce from the female gaze. Și după aia realizezi, după ce citești până la final, ești... Oh! Ok, I get it. <laughs> Sună foarte bine. Ai, v ai vrut să zici ceva și ai făcut o ai zis o fix cum se vinde cel mai bine în da, momentul da, ăsta. Da, Numele autoarei? Tiffany Rice. Ok. Da. Și are mai multe, are toată seria uh, primul volum, ăsta e al doilea volum. Primul volum e într-un fel cu mama ei și tot așa este owner de uh, galerie de artă și din nou e foarte multă discuție pe artă și pe și al doilea, al treilea volum, tot pe artă, dar uh, female artist. Mm -hmm. Și tot timpul are ceva în care ești, like, ok. <laughs> I see what you're doing. <laughs> nu scrii doar de dragul de a scrie niște scene. <laughs> scrii <laughs> pentru că ai ceva de spus și știi cum să... <laughs> Unde să transpui. Super. Îți um, plac uh... Oh, așa, mai mult pentru mine, îți plac autorii români? Contemporani sau... Da. Nu prea. nu prea. Eu nu citesc în, în română. Asta e, cred ah. că, o pare problemă la mine, pentru că una din colegiile mele este tot timpul te rog mai citește ceva în română, pentru că nu mai știi să vorbești română. Ce, ia și tu niște inocenții, te rog. <laughs> sau orice. Și... De fiecare dată când încerc să citesc, am descoperit că mi e greu să citesc, citesc foarte repede în engleză când citesc în română. No, Doamne. Când am primit wow. screenerul la uh, Bell și am văzut că sunt subtitrările în română. A fost un șoc, nu? Oh, Doamne, o să fie greu cu atât mai mult la anime, că nu suntem, presupun că și tu, în mare majoritatea timpului, te uita la ele în da. trate în engleză și, și mie acum e super ciudat să mă uit la ele în e foarte... Un singur anime am văzut, am văzut Cancer Răf Shambala, uh -huh. pe vremuri când a reușit să o găsesc și era cu subtitrare în portugheză. Nu e atât și... de parte. Da, 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 că asta a fost partea bună. la like, ok, înțeleg cuvântul ăsta, înțeleg cuvântul ăsta, după aia pe la și un sfert de film a trebuit să mă întorc pentru că mi-am dat seama că v o -c e care citeam eu voce, era Vuse, care este you, și era, ok, n-am înțeles oh. nimic din film, trebuie să ne întoarcem. <laughs> <laughs> și am luat de la cap, like, ok, acum, we're good. Și așa am învățat Măriuca și portugheză. și portugheză. <laughs> Ești incredibilă. Uite, îți recomand o autoare moldoveancă, Tatiana Țăbuleac. O știu, o fac de multe ori la raft, dar da. niciodată n-am citit. Um, și eu am avut o perioadă destul de îmi era foarte greu să citesc români și, nu știu, am întâlnit-o pe ea și aveam cumva o prejecată și mă gândeam românii nu scriu atât de bine desigur, era o prostie scriu foarte bine și am întâlnit-o pe ea și are, nu știu, niște cărți foarte originale, un mod foarte original de a se exprima, foarte ce să mă gândesc, la un titlu, dar nu Sper că e vara în care mama avea ochii verzi ah, da, da, și da, da. Ah, ceva cu sticlă bor... Nu mai știu. Are două cărți, doar mm -hmm. două cărți are. Și sunt ah. subțirele. Da. da. Ah. Ah, și este atât de crud și atât de dureros tot ce scrie acolo. Ah, nu știu, nu te menajează, e foarte, e foarte dureros, dar scrie extrem de frumos. Și nu mă așteptam. Um, o să iau mama cu ochii da. verzi. Da. Să vă cum e. Super. Uh, celălalt. Cu e? ciubul de sticlă, oare? Aia mi-a plăcut și mai mult. E... Ah, ok, atunci o iau pe <laughs> Chiar recomand. Să încerc. Are recomandări de anime? Fulmetele Alchemist, în primul rând. <laughs> Întotdeauna Fulmetele Alchemist voi recomanda. Acum uh, Spy Family. Ok. E, mi se pare refreshing Spy Family Parcă ne-am obișnuit Acum așa cu multe isekai mm -hmm. Și Spy Family Vine așa seinen, comedie mm -hmm. You have like really spunky kid <laughs> Și ah, Perfect, te duci așa cu anime, La anime din 2013 2000 mm -hmm. pe acolo când, cu care ai crescut uh, nu am apucat să mă uit încă, am început să citesc manga și vreau să mă uit acum la anime, dar Ion of the Dawn. Ok, nu l-am văzut nici eu. Yeah. E... La fel, mi-a dat vibe ăla de carte. De pe vremea când ieșeau Hunger Games, Graceling, mm -hmm. toate eroinele astea care trebuiau să recupereze un regat <laughs> sau ceva și... It has everything. Din câte am citit până acum, deci narativ n-are nicio greșeală, părerea mea. Wow. Și sunt puțin baez pentru că și la shonen manga am impresia că cele mai bune shonen pe care le-am citit sunt ale scrise de femei. Chiar ai făcut o postare recent legat de asta. Da. Adică chiar mă... Că stăteam și mă gândeam, zic, ok, Acce Naruto este masterpiece, că este copilăria da. noastră și copilăria lor, acum care vin acum spre el. Bliciul, la fel, într-un fel e nostalgia mm -hmm. care, într-un fel, le țin în viață. Da. Dacă te uiți narativ, Fulmetal Alchemist, tot timpul, o să fie da. este, masterpiece. Este un anime complet. Și până și Blue Exorcist. Mm. Este un narrativ foarte bun Pentru că înc Blue Exorcist este singurul care reușesc încă să țin pasul cu el Că la Nora mi-am mi pierdut interesul <laughs> Pentru că parcă e foarte repetitiv și eram aveam încredere în voi Chiar trebuie să trecem iar prin asta <laughs> Dar la Blue Exorcist de fiecare dată orice arc a fost l am împins pe următorul mm -hmm. Până am ajuns în punctul în care în sfârșit am aflat ce se întâmplă da. în, în acea noapte. Ce poftă mi-ai făcut să mă uit la Blue Exorcist oh. că, sunt, oh. că sunt încă lucrez la el. Îmi place foarte mult. Revin așa, vine în valuri Blue Exorcist înapoi de fiecare dată. Câteodată uit și îmi place că așa uh -huh. când mai uit de ceva și pe aia când îl amintești. <laughs> ok. <laughs> și la fel mi se pare foarte bun narativ. Iar Asta a fost trivia noastră. Uh, autorul care a făcut Spai Family a fost asistent la autorul uh, care a făcut Blue Exorcist. Mm -hmm. Autoare. Wow. A, <laughs> se leagă. Da. Se legă. Păi inițial, când am început să citesc Spy Family, eram. Și <laughs> ați scris? Ok. <laughs> nu e aceeași persoană, dar totuși seamănă. Și <laughs> am căutat și era. Ah, ok, a început ca asistent. Am înțeles. <laughs> Înțeleg. Și la ce am uit eu recent la The Way of the House Husband. Ah. Yes. Uh, Episoade foarte scurte, poți să te uiți așa dacă ai treabă la, nu știu, 15 minute la 1. Uh, îmi place foarte mult stilul de animație, deși prima dată mă gândeam, uh, nu cred că o să-mi placă da, asta. Da, e puțin bizar, așa, e da. foarte frame, frame, frame. Da, da, da. Uh, foarte puțină mișcare și atunci când e, e și nu știu, povestea asta fascinantă și amuzanta fostului Yakuza care devine uh, casnica perfectă. It's amazing! E prima dată când ai citit tot fel, singurul fel în care l-am putut descrie, sunt știind câteva manga care intră în termenul ăsta, no plot, just vibes. <laughs> da. <laughs> Că nu so, poți să zici că se întâmplă ceva, dar ești da. acolo for the good feels. Da, e, e, e o classic slice of life, dar te bucur de fiecare lucru care se întâmplă. Da, acolo. da, da, exact. Și, -și like, oh. Așa am de descoperit acum sweetness and lightning și sunt, oh my god! Da. <laughs> și mă bucur atât de mult că nu se duce spre ideea de Usagi Drop, că Usagi Drop m-a terminat emoțional când am știut finalul și am like, yeah, no thanks. <laughs> Da, totuși ne menținem în zona aia, like, mm. wholesome până la final și sunt like, yes, mm -hmm. thank you. Asta ne doream. da, asta. Dar full metal va fi tot timpul, like, pic. Da. Acum, jujutsu, am, am intrat și eu în hype cu toată lumea. M-am, uitat foarte târziu la jujutsu după ce se terminase. Și eu. Și, eu. și erau toți, like, a, dar uite-te, dar nu știu ce, Nu da. like, o să mă uit odată și odată. <laughs> și nu știu cum am, -am reușit să-l văd pe Gojo. Și eram, de ce nu mi-a arătat din prima, mă, că există el? <laughs> like blindfolded caca și nu mi l-a zis. <laughs> But wait, we, had to... <laughs> Da. Chiar de nu... Știu. Bine, după aia a apărut nana și după aia am zis, Gojo, sorry. <laughs> we had a good time. <laughs> Dar trebuie să mă pun, duc la casa mea. <laughs> e mai stabil <laughs> emoțional și din toate punctele oh, de vedere. Oh, <laughs> Și am fost, like, rămânem pe nana mea, ok, dar uh, ca asta, asta se distrează și fetele tot timpul, că, de exemplu, dacă este așa un personaj care e mai father figure, clar eu o să fiu acolo, like, <laughs> Ok. <laughs> the, the daddy issues are strong. <laughs> <sus> și sunt Vreau Replica cu care m-a cucerit Narami A fost atunci când i-a zis lui Luigi că nu e treaba lui să rezolve asta Este un copil Adulții trebuie să aibă grijă de el Și eram Da, da, da Oh my god Îmi foarte tare să-mi zică și mie cineva la rezolvi eu, nu te mai stresa tu. Păi ești adult la comunitatea să fie cineva lângă mine tu adult mor de naidu și eram like that's the man for me tu <laughs> di, dar nu contează <laughs> Uh, uite, mi-a venit o întrebare care nu are legătură, dar legat de faptul că tu manegiești contul de Instagram. Ai sfaturi pentru cei care vrea să devină mai vocali în, în zonele astea, dar nu știu de unde să înceapă să învețe sau le, sunt, se simt intimidați de asta cum sunt eu? Da, unul scroll mult <laughs> pentru că înveți văzând la alții. Uh -huh. de fiecare. Cum este și asta? Vrei să știi să scrii? dește? Da. Vrei să te știi pe social media? Stai pe social media, cu toate că mai mulți ar trebui să ne rupem de social media. Oh, well. Dar dacă vrei să faci o chestie din asta, stai, observă, urmărește canalele care te fac pe tine să te simți bine, pentru că acum sunt într-o stare de aia de follow, unfollow, follow, unfollow, follow, pentru că îi las doar pe cei care constant îmi dau mm -hmm. contentul la care mă fac să mă simt bine. Da. Și care mă inspiră și pe mine. Mm -hmm. Dacă încep cu alte lucruri care sunt, like, ok, nu, în, din momentul ăsta nu mai ești relevant pentru mine, <laughs> în follow. Se întâmplă, da, se întâmplă. Și multă, multă, uh, mult, mult exercițiu, mai ales pe partea, nu doar pe poze. Mm -hmm. Că eu și cu tot exercițiu nu reușesc încă să fac poze. Dar dacă ești pe partea asta de vrei să filmezi, vrei să faci reeluri, mult exercițiu. Mm -hmm. Să termină bateria, <laughs> basically. <laughs> în, am reușit să-mi aduc sănătatea la baterie jos foarte repede. Da, asta este asta uh, riscul și meseriei. Mm -hmm. Și în primul rând, nu citi comentarii. Asta cred că, hai că. Comenturi la postările tale sau în general la? În general, pentru că și la ceva care e super fain pentru tine, poți să în comenturi să vezi toți haterii. Da, așa. Și într-un fel trebuie să înveți să treacă la pe lângă tine. O să te enervează pe moment. Da. Dar după aia ești, mă mai. let go! dacă nu, dacă stau acum și mă lamentez, cine mai face următorul reel sau cine mai face următoarea postare. Da. Și în primul rând, asta, să nu să nu le fie rușine, că sunt foarte mulți care și acum sunt like, oh, să nu mă vadă cu manga sau, sunt aia care au prea multă rușine și aia care nu au destul <gângânt> câteodată. Și să, să fiu undeva între. <gânt> ok. Mhm. <gânt> <gânt> Gen, nu te duce cu aia țiplată la școală, dar nici nu te judecă o ai. Ok. Adică, mă ține te într-un echilibru în care să te simți tu bine, dar nu-l deranja nici pe cel de lângă tine. Da. Și în general profesorii. Și o spun asta din perspectiva unei persoane care a meditat foarte mult. <laughs> Și Săracii profesori, they have a lot going. Nu e nevoie să le mai adăugați și voi anumite lucruri în curriculum de management mm. în ziua aia cu... Mi-a adus cine știe ce manga la școală. S-a da. descoperit, s-a creat un întreg uh, from, uh, cumul așa între ei și... Da, da, da. Și după aia... Se întâmplă. Da, like they have enough going on, do it on your own time, dar nu în timpul profesorilor, pentru că săraci. Da, e, este greu. Le este greu și lor. E tot respectul pentru ei, e motivul pentru care nu m-am dus în învățământ. Dar ai spus că îți doreai să fii profesoară tot timpul. Mama aș dorea să fiu profesoară. Eu eram așa între, pentru că teoretic în facultate am făcut și partea de hai să predai, A, modulul, în să modulul fădologi, de psihopedagogic, da. dar uh, am realizat că nu am not made pentru 30 de oameni în aceeași clasă uh, să manageriez atât de mulți oameni și da. emoțional și din toate punctele de vedere și mi-am mi -am găsit nișa asta în care puteam să am maxim 3. Te <laughs> <laughs> înțeleg. Te înțeleg foarte. În care meditam la engleză, era ok, dacă puteam să le mai dau puțină informație și de anime-uri prin lecțiile noastre, o făceam. <laughs> am fost atât de broken harte într-o zi în care, nu știu, am încercat să fac o lecție cu o melodie din Frozen și știu că a fost asta nu e melodia și mi-a pus-o în română. <laughs> oh. Oh. <laughs> oh my god, no! <laughs> Ce mai bine. blasfemie, nu. Ascultă, asta e originală. E din amenzel. <laughs> Sau Adel, Zim, zim cum se mai zice. <laughs> da, așa... Doamne, ce am pus să se uite? Că știu că am dat și lor recomandări de anime ori că începuse să apară pe Netflix și se uită uh -huh. la toate chestiile și eram like, nu, nu, uite-te tu la asta. <laughs> A, ah, se uită la chestii nerecomandate pentru... Da, TV Man Cry Baby sau... Cum, e, cum se numește? Ah. E, e una foarte bizară pe acolo și... Watch your age frame cu toate că noi n-am început în age frame, dar în același timp pentru noi singura diferență pe care pot să o folosesc ca apărare <laughs> <laughs> pentru noi Așa. e faptul că ca și content, noi nu aveam foarte mult și, da. prin urmare, consumam ce prindeam. Da, nici nu era, nu n-aveam de unde să știi, nu aveai informație, nu da. te puteai educa în privința asta. Adică, când am căutat eu pe Google Full metal Alchemist, prima, nu, trei poze, atât, <laughs> nu știam altceva și după aia am deschis primul episod și era Ed fără un picior și eram... <laughs> N-am no, What happened. Da, da. Oh my God, Air mai era. Da. Cu fulmetele a cum am primit și Air. Pentru că le-am primit la începutul vacanței de vară și mi-am pur și simplu mi-am tras jaluzelele și m-am închis în cameră și am plâns. Oh. <laughs> Pentru că le vedeam pe toate după altele și er m-a distrus, adică începutul Cheoania acolo a fost mm -hmm. cu Air. Da, asta e. Iar ei acum au content, au peste tot găsești manga și anime și să le vezi și free și să free legit. Da. Că nu poți să zici că poți să te uiți free pe Netflix, dar basically da. dacă te uiți pe Netflix lui mama ta, e free. Da. <laughs> Pentru tine. Dar poți să le vezi într-un spațiu sigur. Da, fără să-ți virusezi calculatorul. Exact. Și nu trebuie să te duci la cele care sunt peste vârsta ta, pentru că o să ajungi la ele și vor fi tot acolo. Da, da. Acum poți să citești Sinopsisul. să știi dacă îți place, dacă nu, dacă, dacă e prea mult pentru tine. Da. Adică sunt atâtea care sunt în age frame-ul lor. Acum, toamne cât de superbă este Witch Hat Atelier, este... A, f pe manga, ca își flexează maxim vâna artistică pe mangaia, <laughs> pentru că nu arată niciun fel ca manga, așa ca o pictură de fiecare mm -hmm. dată. Și acum au anunțat și anime nu știm exact cine îl va face, știm doar da. că s-a luat și va fi un anime. Și mi și frică, sunt și super excited, pentru că nu știu dacă poți să reproduci arta atât de bine decât dacă na, e mai abuzez puțin pe cei de la MAPA. Oh, no, don't say that. Nu știu pe ce trăiesc cu oamenii ăia. Din pasiune. Da, dar cât să trăiești din pasiune? Sau Ca deși, de, deși dacă la final poți să vezi Jujutsu Zero pe, și să fii like, I did that. Îți dai seama cum e? Au timp să se ducă în cinema să vadă? Deci n-au fost în cinema, l-au văzut la casă. True. Dar până și asta cu Toilet Bound Hanako, cu, cu, e, e so cute. Like, Stai. E așa, luați-o treptat. Mm -hmm. Nu intrați în ale hardcore din prima. Și încet, încet și la cele care ajung la vârsta voastră. Da. E nu, nu e... i cred că am crescut un pic așa pe... Out of time, aveam impresia că dacă nu vedem, nu o să mai vedem și nu o să da. mai găsim. Dar nici nu era nimeni să ne spună că, hei, nu e ok pentru tine asta. Da. Wow, desene, that, that's for me, right? Uite, Elfan Lid. <laughs> și rămâi marcat o viață întreagă. Da. De asta, de asta suntem depresivi acum. <laughs> Toți am început cu Elfan Lid. Pe aia a urmat Blood Plus. Doamne, cât mi-a plăcut Blood Toată seria Plus. Blood, Blood C, Blood Plus și... Da. Blood uh. C a fost ok, nu m-a dat peste cap. Parcă când a ajuns la clamp eram... Eh, works. <laughs> Dar Blood Plus-ul, Blood Plus-ul... Perfect. Superb. Și muzica și art style-ul. Da. da. Ah, ce chef să mă uit acum. <laughs> A, ah, uite, da, era fix în perioada aia cu obsesia mea pentru anime-uri horror. Uh, black, Și a fost glass, close, Da, a. apoi Shiki. Nu știu dacă ai văzut. Cred că am văzut. Am sunt foarte Trebuie să tre tre faci așa un moment de browsing, browsing, da, browsing da, în da, memorie. Unele probabil nici măcar nu s-au înregistrat cu numele. Da, e, sau era azot? doar chestia aia. Something happened, this happened. Ok. Um, ai văzut Blue Gender? Da, dar nu cred că am terminat. Îți dai seama că am văzut da. toate episoadele care erau pe da, Animax, da, 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 atât. Nu mai mai interesat să mai caut mm -hmm. mai departe. Deci aveam în minte știam că era un anime care îmi place și aveam în minte doar uh, endingul. Uh, nu știu dacă mai ții minte era melodia aia în engleză și ea goală care mergea prin apă. Da. Și am, băi, nu știam cum să cauci. Căutam. Blond girl naked, blond girl walking in the oh. water. Nu mai prostii. Rai pe incognito, da? <laughs> și la un moment dat mi-a venit așa în minte rândul blue, blue, ceva cu blue. Blue gender. Și m-am uitat l-am terminat în două zile și este atât de frumos. Animeurile astea vechi au povești atât de faine și... Vai... Așa am fost cu ăsta. îmi aminteam o singură scenă, faptul că eram pat și îi se sturpsese oarecum spatele că trebuiau să iasă aripile. <laughs> și este, este ceva tot așa foarte no-plages vibes, culmea, cu, mm -hmm. în, cu în ciuda începutului foarte sângeros. Da. Uh, e pur și simplu comunitatea asta, nu știi dacă cum au ajuns acolo, dar la o anumită vârstă le ies aripile din spate la ce anume? La... la... E bane Renmei? Ah, Ceva de okay. genul. Și are, dacă mi-am corect, stilul este foarte similar cu cel de la camiciu Sunt mm -hmm. foarte cute ele și da, micuțe da, da. așa. Și și tot așa. Mi-am doar asta și eram like, ok. <laughs> Wings ripping through someone. <laughs> Că nu mi-am și neam de titlu îmi venea doar serial... Experiment în care n-avea nicio da, treabă da, da, da dar da, am impresia că era ceva cu experimente și în ăsta doar că era ceva care se descoperă la nici nu știu în moment, până în momentul ăsta nu l-am revăzut l-am ținut așa în minte, că da, trebuie da. să-l regăsesc cumva, oare, oricum ca să-l revăd să văd da. ce, că mi-aminteam doar scena aia uh -huh. bineînțeles, ce te marchează cel mai mult da dar îți rămân așa, like, mm -hmm. just one little core memory și după aia ești de acolo, like, breadcrumbs, ok. Mm -hmm. <laughs> și poți să ajungi și poți să nu ajungi la ce căuta inițial, da. Um. Ai văzut Wolf's Rain? Nu. Is <sighs> it that so good? Yes. Mi-a plăcut maxim. Păi trebuie să-mi faci o listă cu recomandări. Da, e, din, tot așa din zona, din perioada aia în care... Și mulți Street, simt că și acum a, trecut așa foarte în nou test, deci a fost o serie foarte bună. Da. Și la fel muzica, atât de bună, mai ales că e mai asa ca moton, multe melodii. Și îmi place așa de mult. So opening preferat. Mm. Cel pe care îl ascult cel mai mult acum, încă, este opening-ul de la Otakoi. <laughs> de obicei, na, migrez foarte mult așa, spre astea super happy, ca să-mi dea, like, postul de dimineață. Da, da, da. <laughs> Dar, iar de la, de la fulmetele alchimist este Golden Time Lover. Nu știu de ce îmi place cel mai mult. No. Iar de la uh, ending-ul este uh, Let It Out din venit să-l cânt, dar n-am voce. Da, nici <laughs> Dar la, la Și acum stau foarte mult pe opening-ul și ending-ul de la Spy Family, că they are so good. Și bineînțeles asta uh, de Knu, uh, King New a <gasps> de la Jujutsu Zero. Ambele melodii sunt atât de bune. Că a vorba de King Nu, uh, Banana Fish. Nu m-am uitat la... încă. Oh my God, it's so good it's so sad. Colegul meu este tot timpul like, uitate, uitate, uitate. Uitate, uite uitate. Uita <laughs> Pentru că el s-a uitat. Îl apreciez atât de mult prin faptul ăsta că este cel mai BL pro boy <laughs> pe care îl cunosc. <laughs> Și și pe Webtoons îl găsești și asta. Da, El da. este cel cu titlurile și în același timp ești cel mai hetero pe care îl cunosc <laughs> El e acolo cu, cu, cu his favorites. We love those boys. Exact. E hardcore pe partea lui și <laughs> da, da. He's not a shame, vet Și l-apreciez pentru asta. Foarte bine. Dar, da, ne, o să-ți inima. Și melodia, una dintre melodiile de ending este de King Nu, no, mm. trupă de care sunt obsedată și am vrut foarte tare să-i văd în Japonia și a fost atât de... M-am chinuit atât de tare să fac rost de un bilet, ca un sistem foarte dubios pentru trupele japoneze. Trebuie să intri în fan club, să participi la o alegere, dacă alegere să reușești, să face trageri la sorți de fapt, What? ca să poți să să-ți cumperi bilet. Și am picat prima dată, a doua oară am reușit, mi-am cumpărat bilet, apoi a venit corona și s-a anulat tot. <laughs> oh my God! Deci, te cred pentru că visul meu e să ajung vreodată la un concert Lisa. Da. mai, stau pe YouTube câteodată și mă uit la live-uri și oh my god, she's so good at lives. Și e o voce incredibilă. Da. Și, și, atmosfera de așa natură, pentru că este atmosfera aia în care nu trebuie să stai să spăzești telefonul în aer. Da, da, da. Și ești acolo doar să te distrezi și să ascult muzică, și să fii în momentul ăla. Da. Lucru care la noi s-au pierdut. Din păcate. Um, noi deja să intrăm cumva, așa, în ultima parte a podcastului. Și dacă ești confortabilă cu asta, voiam să te întreb de um, perioada ta depresivă, ca ai menționat-o de câteva ori. Um, cum a debutat și cum, cum a reușit să găsești, you know, cope with it, de fapt, că nu cred că reușim vreodată da. să ieșim complet din... din Totdeauna asta. simt că este acolo. Da. Uh, hmm. Cel mai mult s-a simțit în momentul când am plinit 30 de ani. Să 33. 33. Fac 33. Încă n-am 33. Au ce mai îmi plouă în cred. <laughs> cred că ești de vârsta mea. <laughs> nu, I get this a lot. Am reușit odată când am fost în Scoția să intrăm la un muzeu pe bilet de familie și biletul de familie înseamnă doi părinți și doi copii sub 16 ani. Aveam 28. Dar pe lângă nepotul meu de 15 ani, eram jumătate. Way to go! Și eram like, thank you jeans, I guess. Că și Recunosc, asta o iau de la mama, iar și ea este. Am fost late baby, și mm -hmm. deși ea are 70, tot timpul e, o mai vezi că vine acasă, cineva a zis că am 50. Sunt ei, mamă. Am câștigat am dat la loterie. <laughs> asta a fost un concurs la care nu știam că pot să particip și am pierdut. Loteria genetică. Da. Și la 30, în momentul când mă apropiam de 30 și simțeam... Or, tot timpul am avut partea de anxietate și mm -hmm. tot timpul am avut partea de OCD. Și partea de OCD se simte foarte mult prin chestia asta, că sunt foarte controlling în lucrurile pe care le fac. Și vreau ca lucrurile să fie într-un fel. Și în momentul când nu ies lucrurile cum vreau eu, da. automat vin alte lucruri mm -hmm. în spate. Și îți dai seama că aveam... Toate planurile astea pe care le făcusem și aveam impresia că pot să le ating. Și de asta în momentul ăsta sunt în stadiul la care nu mai fac niciun plan. <laughs> Pentru că am avut plan până la vârsta asta se întâmplă un lucru, nu s-a întâmplat. Am avut plan până la vârsta asta, ha, nu s-a întâmplat. Ok, am avut -o mai, un moment în care am putut să fac un lucru, am făcut lucrul ăla și m-am simțit probabil cel mai fericită din toți anii mei mm -hmm. de viață după aia s-a întâmplat ceva și s-a rupt lucrul ăla și... Da. Și, și veneau așa snowballing momentele în care like, nu fac nimic cu viața mea, am ajuns să fac 30 de ani și simt că n-am realizat nimic. Da. Și se simțea tot mai mult și mai presant lucrul ăsta și a fost momentul în care, ok, trebuie să ne întoarcem la terapie. <laughs> mai făcusem terapie prin... La, prin liceu. Okay. La fel. I've always been this way. <laughs> Pentru că în liceu, o, oh, Doamne, în liceu am reușit să public o su, super scurtă novelă uh, cu vampiri. <laughs> 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 Pentru că bineînțeles eram în momentul meu Vampire Night. Da. Yeah. Dacă eu o să ți-o trimit. Da, încă da, mai am. Doamne mama este atât de mândră de ea. <laughs> Câteodată mai găsesc și recitește și zic, doamne, cred că o știi pe de rost. De ce o mai citești? Te rog, nu o mai citi, pentru că, basically, e pur și simplu, se vede că e scrisă de cineva în liceu. E cel mai mare fan al tău. Da. Și cum nata mea, la un moment dat, mi-a zis că ea este profesoară și era... Că știi că am dat cartea ta mai departe și una din fete mai întreabă, când mai scrie? <laughs> Nu, vrea să știi ce se întâmplă și rămâne. Oh. Thank este, you! Este clar că toată lumea așteaptă cumva... Uh, One way or scot. another să mai scot ceva. Da. Și am, am, am băgat într-un fel așa, in the vault, toate poveștile cu vampiri. Am zis să treacă în momentul Twilight mm -hmm. <laughs> și toate momentele care au venit de după și să vedem așa cum se, ce se întâmplă în reînvierea asta a vampirilor care s-a da. produs acum cu Reneadie și cu... <laughs> J. Um, Christoph, da, el a scris ultima oară. Și ajunge așa la 30 și ai doar o doar o novelă cu vampir. <laughs> And a lot of scrapped manuscripts man și ești, yeah, I'm not good. Și am început terapia, da. a mers foarte bine, uh, dar după aia a crescut, au crescut ratele după uh, um. pandemie și eram, stau banii pe că sau să continui cu terapie. În pentru să Da, 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 trebuia să aleg. A fost așa o alegere a Sofiei: uh, să mă mm -hmm. terapeutizez singură din nou cu uh, cărți sau uh, să merg în continuare la terapie. O chestie care am înțeles-o din toate ședințele pe care le-am avut și care, într-un fel, au funcționat și au pus mm -hmm. mai mult la problema asta, e că creierul meu într un fel se păcălește singur <laughs> pentru că stând atât de mult singur. Da. Na, asta a fost situația și citind atât de mult și asta, într un fel am păcălit creierul că tot ce experimentăm în timp ce citim. Da. E adevărat. <laughs> și într un fel de fiecare dată când citesc, sentimentele sunt atât de puternice. Mm -hmm. Încă de-aia, și un, am început să evit să citesc lucruri foarte triste. Okay. Pentru că a fost. Uh, zis, nu știu dacă am vorbit noi. De Little Life, da. Da, da, da. Și voiam să o citesc, și era în perioada când încă mergeam la terapie, și era nu citi <laughs> Și uh, m-am simțit eu foarte. foarte rău. Uh, curajoasă acum ah, să uh -huh. citesc uh, a Little Life, am zis, eh! I've been to therapy! <laughs> Acum pot. Uh, nu. Uh, turns out nu este niciun niciodată un moment foarte bun să citești Little Life. Basically, nu citi. <laughs> acum toată lumea o să caute pe Google ce este Little Life. Uh, Google de trigger warnings și te, da. te lecuiește de această problemă. Și... Asta a fost și concluzia la care am ajuns în timp ce discutam noi despre uh, Dazai. Da. După ce am avut live-ul și eram... Ok, cred că am înțeles de ce unii empatizăm cu Dazai și unii nu. Unii nu empatizează cu Dazai din două motive. Ori sunt, like, super healthy, emo emoțional și mental, <laughs> like serotonina da. acolo sus, sau ai fost la terapie, <laughs> sau ești în terapie. Și știi că nu e ok. <laughs> da. Iar ceilalți sunt care sunt în stadiul ăla de încă se descoperă, încă n-au ajuns la terapie în punctul ăla și sunt așa Oh, Dazai Ah, ok, ok. Da. Și era, ok. Deci, de asta am ajuns la o vârstă în care suntem, like, nu, nu, nu. No longer human. <laughs> Nu-ți găsi căuta validarea în problemele emoționale ale lui Dazai. Nu, no. Și a apărut și în ediția ilustrată de Junji Ito, Even Better. Aoleu, am deschis-o și am închis-o imediat. Pe lângă faptul că oricum nu sunt prietenă cu Junji Ito de la da, bun început, da, da. a fost așa, like a marriage of my worst nightmares. <laughs> Junji Ito și Daza e într-unul. Dar acum sunt în Aș zice că sunt într-un stadiu bun, dar având în vedere că încă nu pot să mănânc afară, nu sunt <laughs> într-un stadiu bun. Dar uh, simți că te-a ajutat terapia, nu? Încă am uh, lecțiile uh -huh. pe care le-am învățat și încerc de fiecare dată să le aplic. Uneori iese, uneori nu. E greu, e vorba da. de exercițiu mult. Uh, asta e problema, că ca perfecționist tot timpul ai chestia aia să... Să faci mai mult, să faci mai uh -huh. mult, să faci mai mult. Și la un moment dat ajungi la... ok, n Nu cred că mai pot să mă duc mai mult în momentul da. ăsta. Și asta trebuie să învăț. Pentru că... Și să învăț în primul rând, după ce am făcut toate astea, să fiu like, a, ah, ce bine! Iată ce frumos a ieșit! Să-ți așa un reward. Da, da, da! Iar eu nu fac asta. Uh -huh. Overachiever? Da! Overachiever maxim. Și asta era și o parte din exercițiu pe care îl aveam în fiecare săptămână era să-mi dau o recompensă față de care nu trebuia să mă simt vinovată. Poate să fie atât de greu, sună atât de ușor, dar da. poate să fie atât de greu. În condițiile în care mereu te gândești că trebuie să fac mai mult, trebuie să fac mai mult și fiecare recompensă pe care ți-o dai, nu, nu știu fie că e vorba că te duci în parc și, nu știu, doar te uiți la apă și e nou ceva bun pentru sufletul tău, te simți foarte vinovat că ar trebui să fac ceva în timpul ăsta. Exact, exact. da Și aia că dacă te, lin... te odihnești, nu înseamnă că trebuie să... Doar te odihnești, nu te gândești, la da. like, ok, trebuie să fac asta după ce m-am odihnit. Nu, nu te odihnești Așa în momentul ăsta. Odihn... <laughs> da. <laughs> Da. Doar îți amplifici anxietatea față de lucru pe care să-l faci mai târziu. Mai bine îl faci acum și gata, nu, ca da, da. tot te consumi. E și este extrem de greu să te oprești, să conștientizezi că faci asta da. a, și să-ți spui nu, nu mai vreau să fac asta, vreau să mă bucur de ce fac acum și să las lucrurile pe care le -am de făcut deoparte. da și mi se pare că suntem și crescuți cu ideea asta. Trebuie să faci ceva în viață, trebuie să. Da, 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 exact! de exemplu, noi am fost crescuți, nu știu cât generația ta acum, era ideea aia, nu merge la un liceu teoretic, trebuie să mergi la un liceu de asta să înveți. Da, și la mine. Și eram... Era de la sine înțeles da, în generația mea că asta trebuie să faci. Și când am intrat în pandemie și am fost închiși în casă și așa și eram dacă mă duceam la ceva brutărie, nu era bine acum? Ce mă ajută pe mine că știu să citesc? Da. Și că știu multe cărți în momentul ăsta, când sunt închisă în casă. Nu le trebuie pâine. Niciuna nu știm să facem pâine. Da, pentru că știi să citești, poți să te duci pe YouTube să cauți și, sau pe Google și să cauți rețete. Și... Exact, da. Dacă pleacă Elon Musk pe Marte, pe mine nu o să mă ia. Ok. Cu ce l-ajut eu pe el? O să ia pe cineva la, la, agroturi, la agroturism, la agronomie, nu? Da. <laughs> care știe să pună cartofi sau ceva? <laughs> pe mine care știu să discut Tolstoi. Tolstoi. Și diferența dintre o să și... <laughs> Da, i dacă o pui și tu așa, hai că sunt întoarce anxietatea. Da. Eu nu știu să fac nimic. Știu să vorbesc de anime Da. Le like, voi fi esențial acolo pe Marte. Da. Am văzut chiar în de știu cum să fac muzică adevărată. Of. Oh. Sau am da. văzut cowboy bebop. I know all about thrifting in the outer space. Uh, nu well now I am depressed <laughs> știi japoneză eu nici n-am reușit să o învăț și la ce trebuie pe moarte da. ai fi zis că la ce trebuie, prietena mea care și a continuat cu japoneza mm -hmm. ea a continuat uh, să lucreze a lucrat ca translator și așa și după aia a lucrat la o pe, uh, factory Uh, fabrică? Așa, eram foarte departe <fiance înționale> La o fabrică În principal condusă de japonezi <cum> Și Era exact Cum să înveți la o fabrică Și i-au dat manga Despre o fată care lucrează la o fabrică What? <înționale> Ca să vezi că manga există pentru orice da. Deci nu contează Pot... Acum poate să... Se ducă și ea pe Marte că știe toate chestiile despre plastice în japoneză. Ok, mai convins. Găsești! Se găsește mai repede decât română. Da. Ca să te duci pe Marte cu Ilan și copii lui pe drum. Deci, um, recomand terapia? Da. Cu siguranță față de Hania iana Ghihara, care nu crede în ea <laughs> <laughs> și de-aia a scris să le da Da, dacă se poate, dacă există bani, dacă simți nevoia uh -huh. și chiar trebuie să te prumuți la un moment dat, da. Da. Și da. e important să ai și oameni lângă tine care să observe asta, că adică chiar am avut... Câteodată se simte la mine când se, sunt în momentul ăla și am avut o colegă care era la like, îți dau eu bani, dar te rog eu du-te da. zilele astea pentru că trebuie să te duci. Da. Um, adevărul e că oricât, oricât încredere ai tu în tine și tăria mentală și, nu știu, te gândești, e ok, pot să citesc niște lucruri, mă descurc, Um, nu e deloc la fel ca atunci când te duci la un psiholog care poate să vadă, în primul rând, totul foarte obiectiv. Da. Uh, înțelege foarte bine procesele mentale și toate lucrurile, cumva, care te pot duce să te pot aduce în punctul în care gândești cum gândești. Um, da. Și chiar dacă te duci de câteva ori ca să-ți dea o perspectivă diferită, tot. Uh... Da, tot e ceva. Pentru un fel, ok. Lucrurile încep din punctul ăsta, uh -huh. aflăm. Da care poate ajungeai la concluzia aia sau poate nu ajungeai. Da. Dar e altfel când îți zice cineva, ok, hai. Da. Ăsta e planul tău de a ridica serotonina, dopamina, da. toate. Mai ales dacă ești într-un episod mai, mă rog, mai negru așa al depresiei, da. că ajungi în punctele alea în care nu mai poți să nu poți să ieși din capul tău și nu știi cum să ieși de acolo și ai sensația că nu ai scăpare în momente care clar nu mai trebuie să aștepți ci trebuie să se caut. Da. <laughs> nu știu da. la tine cum, cum simți în momentul când ești like, ok, sunt în punctul ăla în care, la mine e furie, pentru da. că în general nu sunt o persoană furioasă <laughs> și când simt că I'm snapping de la orice știu că am ajuns într-un punct în care trebuie să ok, trebuie să uh -huh. dau puțin în spate să fac altceva da. să mă rup să mi iau vacanță. Da, da, da. Um, în cazul meu este anxietate foarte, foarte adâncă, așa, mie, și nu mai pot să funcționez ca lumea, mi-e, mie e foarte greu să... Mi-e teamă că orice aș face o să iasă prost sau se poate întâmpla ceva rău sau pur și simplu Și mie, mie, și mi-e teamă să fiu singură. Asta e una dintre... Nu suport să fiu singură când sunt în uh, momentele alea foarte proaste și atunci mă gândesc... Adică înainte să intru acolo, mă gândesc ok, nu vreau să mă duc acolo, trebuie să fac ceva. Și, și cu asta te poate ajuta psihologul să identifici care sunt momentele alea care te aduc cumva în pragul uh, momentelor mai rele și să te scoți din asta. Da. Și uneori e atât de greu. Nu e deloc ușor și este da. o luptă continuă cu chestia asta. Așa e, vezi că e foarte ușor. Like, oh, am am anxietate. Like. Nu. <laughs> Dacă ai ajuns în punctul în care ai luat un sandwich în mână și realizezi că nu mai poți să-l mănânci pentru că l-ai atins. <laughs> you know that. <laughs> ești în punctul ăla că nu, nu, nu sunt bine. <laughs> da. Și am impresia că, da, și asta da, tot timpul ține de la control. Toată asta, ca impresia că ești, ok, trebuie să controlezi eu tot. Mm -hmm. O parte e asta. Trebuie să te conformezi cu ideale. Ce o să fie, o să fie. Da, nu sunt foarte puține lucruri pe care le pot controla. Da, exact. că ce pot eu să controlez în momentul ăsta? Ok, da. hai ne concentrăm pe asta. În cele mai multe cazuri, ceea ce simt. Da. Că în rest, chiar nu, nu pot să controlez oamenii din jurul meu, cum reacționează ei, cum mm -hmm. se poartă ei, asta e clar. Sau evenimente mai mari, cum e o pandemie da. sau un război. Da. De asta e important. E mult de muncă cu noi și. Asta a fost bizar. Pentru mine a fost. Am fost mult mai speriată la începutul pandemiei decât am fost la începutul războiului. Da. Pentru că la pandemie aveam iluzia asta că am control uh -huh. și, prin urmare, totul depinde de mine că eu trebuie să am grijă, T -t 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 -t. am grijă și de mine, am grijă și de bătrânii din jurul meu. Da. Și totul e la mine. Și probabil de unde s-a amplificat și asta. Da. Și în momentul când a început războiul, eram aici chiar nu mai am niciun control, adică da. ce pot eu să mai fac de aici încolo ca să da. mă simt mai bine. Că nu nu e în controlul meu, nu e în controlul nimănui, decât în unui singur nebun care s-a decis să întoarcă toată Europa cu curând sus. Da. Așa este. Deci și cred că eu mă număr printre oamenii care s-au panicat extrem de tare pentru că nu realizasem la momentul potrivit că nu e ceva ce pot eu să, controlez. să controlez. Da. ai ce da, să da. faci decât să speri. Mă rog, să ajuți pe unde poți da, în exact. Tău și... Și că o să se oprească la un moment dat. Da. Doamne ajută, că Doamne ajută, în momentul ăsta ești da. încă una. Încă una, da. E evenimentul și ziua, evenimentul <laughs> și ziua. Din păcate, da. Mulțumim că ai fost foarte deschisă cu că... noi în legătură cu asta și acum chiar intrăm la ultima parte. Este întrebarea finală pe care o punem tuturor invitaților noștri. Care este sensul vieții pentru tine? Nu wow. <laughs> m-am gândit la pentru că nu vreau să mă gândesc la. Da. Ah, wow. Și nu știu, este un răspuns. Nu, primul lucru care mi-a venit în cap a fost scrisul. Da. Că pot să fac orice acolo, dar în același timp, imediat după a fost să nu fiu singură. <laughs> Și. Că că la fel ca și tine am, am frica asta de singurătate cu toate că sunt foarte ok să fiu singură mm -hmm. dar e așa I'm ok being alone, dar nu vreau să fiu lonely Da. <laughs> uh, și cu asta am am vindecat oarecum sentimentul într-o oarecare măsură scriind mm -hmm. și am dat sens vieții mele într-un fel prin asta foarte frumos Fun fact! Știi că la noi avem chestia aia cu moțul. Da. Și ți se pune pe tavă și alegi ceva. Și... Da, 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 când se taie moțul. Ai mei și amintesc doar două lucruri. Există și un al treilea, dar nu știm ce e al, cel, al treilea obiect pe care l-am luat. Dar prima a fost un stilou. <laughs> și la mine. <laughs> și la mine. Și a doua a fost o pă... papiotă. <laughs> țin minte că am o poză fix cu papiota în mână. Nu știu ce culoare e, dar cred că a fost roșie, pentru că Ați puneai lucrurile fost, care atrag da. asta. Și tot timpul când mă gândeam, m-am gândit așa cum s-ar lucra astea într-o poveste, e, like, faptul că mi s-a dat ață to weave stories with it. Ce frumos! Și eram like, oh. Am folosit asta la interviul meu pentru Penguin. <laughs> Hai yes. de Prinde, e, e de efect. Și e, un mod frumos de a da sens vieții tale. Da, sper. Încă nu, simt că în același timp nu l-am găsit, mm. că încă îl caut și încă îl scriu. <laughs> și poate într-un final o să văd și o draftul al final al vieții mele care este de fapt. Ți-o multă boaptă. Mulțumesc și Pumnii. Dacă ai vreodată nevoie de ajutor. Mulțumesc. Mulțumesc. <laughs> Trebuie să-ți uh, o novelă cu vampire. Da, de Cu ocazia asta mi-am zis că mm -hmm. am scris niște piese de teatru în general și tot în general am scris o poveste de dragoste foarte traumati nu traumatizantă, foarte tragică așa uh, gen anime <laughs> dar personajele erau rom români <laughs> Și acum am citit, era super prostie, nu am scris-o niciodată undeva, doar e pe un caiet pe care încă l-am și e foarte... Nu l-a rocat niciodată. Nu o să l-a E fan să te întorci la ele și să fii like, oh, God. Da. This Prie. was me. ok, și acum uh, avem pregătit pentru tine un test fulger. Oh, leu. No. Ok, I can do this. ok. Cu ce personaj anime ai vorbit despre sensul vieții? Ai zis Fulger. Caca <laughs> <laughs> și a fost primul care mi-a venit, dar mi-era rușine să zic. Caca <laughs> și. Ok. So, how is it to be the hottest dude in the Naruto universe? <laughs> da, exact. Și de ce ești single încă? Spune, mie nu vine să cred. Adică, Naruto are deja doi copii, tu ce faci? <laughs> e. Nu trebuie să știi tu. <laughs> personajul pe care îl urești cel mai tare? Father. Din Full Metal. Ah! ah. Sorry! Father! <laughs> Și Diva din Blood Plus, că tot da, am vorbit. Da, da, da. da, da, da. Ah, ce fel de anime sau manga ai face dacă ai putea? Shoujo. Ok. Sau Josei, tot acolo. Ce, care e cea mai lungă serie sau văzută sau manga citită? Cred că la un momentul ăsta este uh, Blue Exorcist. Ok. Pentru că n-am terminat Naruto. Știu ce se întâmplă, dar n-am terminat. Adică am absorbit tot ce se întâmplă mm -hmm. colectiv, totul. Da, 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 From public knowledge. Ok. Și deja Blue Exorcist, cred că a trecut peste câte volume avea Full Metal. Nu? Suntem uh, pe la da, 34? Da, da, da. Na un anime sau manga în care te-ai muta. Hai că trebuie să supraviețuiesc, da? <laughs> sau nu? Full metal alchimist, da, cu uh, uh, singura chestie. Vreau și eu să fiu alchimist, adică nu vreau să intru în full metal alchimist, să fiu un ormi. <laughs> <laughs> sau uh, Ancient Magus Bride, pentru că suntem acolo, Celtic Mythology, Aaaa. Magic, uh, tot. Ok. O lecție învățată din anime sau manga? <laughs> the equivalent exchange. <laughs> okay. Până până în ziua de azi stres pe legea schimbului echivalent, Schimbul. da. Deci da. chiar de când am auzit -o și de când am învățat și am citit și manga și așa și tot e acolo like equal parts. Da. Și mi se pare că e un mod bun de a duce viața așa. Da. Pentru că într-un fel, cu toate că probabil nu ader foarte mult uh, pe partea asta când sunt like overwork, overwork, când aș trebui să pun equal parts. Dar uh, cel puțin așa în, în relații e ok. Da, clar. Ok. Um, un lucru pe care îl iubești la Japonia, așa cum -ai, cum ai cum o privești tu, cum ai descoperit totul în uh, manga și anime? The mindfulness of people. Da? Da. Simt că da, și respectul care există totuși între oameni și uh, parcă e altfel partea asta de a relaționa între oameni și mm -hmm. respectul pe care l ai de zi cu zi. Ceea ce parcă la noi nu este. <sus> Ia, abet, nu e. Ai că totul este făcut în așa fel pe hai să nu-l deranjez prea mult celălalt. Mm -hmm. Da și mi se pare chiar bine. <laughs> și da. am e ceva ce fac în fiecare zi, sunt like, like, it's fine. <laughs> Eu, într-un fel, cred că fanii hardcore de anime au preluat lucrurile astea în personalitatea lor, că m-am văzut și pe mine așa. Da. Da. Când vezi așa, când prin ce vezi și <laughs> cu toate că am început toți cu el funlit și toate astea, we didn't get the murderous part, dar... The... I mean, acolo am învățat să nu ne luăm de căței altora. Oh, Leona. <laughs> And be nice to everyone. <laughs> ok. Și um, care este primul lucru pe care l-ai face dacă ai merge în Japonia? Aș vrea să zic să mănânc. <laughs> Ce foame! Nu, dar în general sunt foarte gurmandă, adică mai ah. my brain is food. Okay. ok. Singurul meu regret e că nu știu să gătesc. Mai e timp. Am o, prietenă, o prietenă, și, colegă și prietenă, și scolar. Și câteodată când suntem la, eram la sfârșit de program, stăteam și ne uitam la videouri cu street food. <laughs> Uite, nu cred când ești la ultima oră din program și te foame. Da. Și eram când mergem, dacă mergem în japă, sau dacă mergem în Corea, mergem să mâncăm. O idee <laughs> foarte bună. Lasă de sightseeing, mergem direct unde e cea mai bună mâncare. Garantez că merită. <laughs> um, mulțumim că ai răspuns la, la întrebările noastre și mulțumim tare mult că ai venit la podcastul nostru. Mulțumesc că m-ați um, invitat. Nu mă eu... <laughs> Uh, de când am făcut live-ul împreună ți-am mai spus, dar uh, chiar voiam să stau cu tine de vorbă mai mult uh, îmi place foarte mult de tine ai un vibe foarte mișto știi atâtea lucruri despre anime și despre literatură și despre o groază de chestii și uh, e oricând o plăcere să vorbesc cu cineva care are atât de multe de oferit uh, de bine aștept să citesc ce ai scris și ce vei scrie și eu <laughs> avem răbdare fingers crossed și baftă pe mai departe și în toate lucrurile pe care vrei să le faci. Mulțumesc! Și, și bun! Să... Mulțumesc! <laughs> Sper să avem aproape de noi și de acum încolo. Eu așa zic. Aici nu o dau cu spera, aici eu, eu zic că da. <laughs>